Eu îmi conjur de științific și vreau să vă prezint astăzi în sală cu mască, cu ocazia susținerii miezii de doctorabilitate, rezervă de șala doamnei doctor, înseamnă că vă doctorabilitate pentru că, da, nici și eu am nici lucrul ăsta. Bine, miezii de doctor a domnișoarei Ana Deșan, cu tema dezvoltarea cadrului metodologic al expropierii bunurilor imobile în Republica Moldova. Deci, componența constituată. Pieza este elaborată în cadrul Universității Tehnice. Pietra, cum se numește? Întrebările la pieza au fost. Doamna profesor doctor, reprezentat potențial de UNESCO, putine, domnul Ion Albu, doctor Nefumie, reprezentat în UNESCO, putine, domnul Țurcan Nicolae, doctor în economie, utilizat universitar. Conform decizii Senatului, Comitetul al Universității, au fost întăriți următorii participanți sau membri ai Consiliului Științific de susținere a tezei. Deci, referenți oficiali, doamna Olga Buzu, doctor și reabilitată de Comitetul Oficial Universitar, Agenție Relației Publice Bugeare și Cadastru. Domnul Ion Botnarencu, doctor în Economie, Confidențial Universitar, Universitatea Academică, Agrară de Stat a Moldovei. Tatiana Topan, doctor în economie, potențial universitar, șef al Catedrei Economie și Management, în cadrul Academiei de Administrare Publică. Componența Comisiei de Doctorat, Stana Vorbiești, doctor candidat profesor universitar cu tine, Fimut, de partenerul Ucernii Fabricații și Președintele, Cornelia Cucirescu, alături, doctor potențial universitar cu tine, departamentul FIER, deci secretar științific. Domnul Tudor Gajura, doctor candidat, profesor și cercetător, Institutul Național de Cercetare Economică, membru al Comitetului Doctoral, Comisiei Doctoral. Svetlana Albu, doctor candidat, Comitetul Universitar, șef departamentul GDD și Valoare Imobilă. Ultime, deci și iată, astăzi, noi, la ora respectivă, inițiem ședința de susținere oficială a tezei respective. Despre autor, variantele de susținere preventivă și trecerii evaluării tezei respective prin diferite unități științifice și științifico-academice ale universității, va vorbi secretara științifică Cornelia Cucirescu. Mulțumesc mult, doamna profesor. Deci, onorată asistență, voi prezenta sinteza informațiilor din conținutul dosarului. Deci, la compartimentul studii și formare profesională pot menționa că studiile licențiale doamna Leșan le-a efectuat la Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Cadastru, Geodezie și Construcție, specialitatea inovării imobilului. Studiile de master, la fel, au fost în cadrul Universității Tehnice a Moldovei, la Facultatea Cadastru, Geodezie și Construcție, specialitatea Cadastru și dezvoltarea imobilului. La fel, au mai fost studii de master și la Academia de Studii Economice, Facultatea Finanțe și Bănci, specialitatea Investiții și Piețe de Capital, și studiile doctorale au fost efectuate la Universitatea Tehnică, specialitatea Economie și Management în domeniul de activitate. La studiile doctorale a fost înmatriculată în octombrie 2016 la studii cu frecvență redusă, specialitatea Economie și Management în domeniul de activitate. Prima tezei a fost aprobată în noiembrie 2016, deci aprobarea inițială cu tematica problematica exproprierii bunurilor imobile, care ulterior a fost modificată în
31 decembrie 2020 cu titlul de dezvoltare a cadrului metodologic al exproprierii bunurilor imobiliare în Republica Moldova. Pe parcursul studiilor de doctorat au fost susținute 7 examene și 4 referate științii, cel total 150 credite, cu următoarele calificative: dezvoltarea globală durabilă, nota 9, managementul riscurilor în afacere, nota 10, metodologie managementului de proiect, 10, abordare sistemică, 10, istorie și metodologie de cercetare, 9, și politici economice, 10, evaluare și managementul patrimoniului, 10, și susținerea referatelor științifice cu calificativul admis. Referitor la publicațiile de matezi, în total au fost 8 articole științifice, dintre care 4 în calitate de autor unic și 4 în calitate cu coautori. 4 articole științifice au fost publicate în reviste internaționale cotate ISI și SCOPUS. În culegeri de lucrări ale conferințelor internaționale a fost publicat un articol și în culegeri de lucrări ale conferințelor naționale 3 articole. La etapa inițială, teza a fost susținută în cadrul Departamentului Ingineriei Drept și Evaluarea Imobilului în data de 28 mai 2021, proces verbal 6. A urmat susținerea tezei în cadrul seminarului științific al școlii doctorale în data de 3 septembrie 2021, procesul verbal numărul 2. La tema tezei sunt prezente 2 acte de implementare, deci semnate de către Societatea Comercială Imoval SRL, unde au fost prezentate indicațiile metodice privind determinarea cuantumului distribuirii în procesul exproprierii și au fost implementate în activitatea practică. Al doilea act de implementare a fost semnat de Camera Națională de Imobili din Republica Moldova. Metodologia de estimare a cuantumului distribuirilor este recomandată în calitate de ghid practic pentru evaluatorii calificați ai grupurilor imobiliare și membrii ai Camerei Naționale de Imobili din Republica Moldova. Despre activitatea profesională putem menționa următoarele: că în 2011 până în 2014 activează în calitate de evaluator la SRL SEAS Sport Group, 2014-2015 la fel este evaluator la General Expert, 2015-2016 evaluator la Global PS Team, din 2019 până în prezent este lector universitar la Universitatea Tehnică a Moldovei, facultatea cadastru, geodezie și construcții, Departamentul Inginerie, Drept și Evaluare Imobilului și din 2016 până în prezent lucrează ca evaluator la Consulting Group. Referitor la testarea sau verificarea similitudinilor, avem raportul prezentat, conform căruia coeficientul de similitudine 1 constituie 14,44%, coeficientul de similitudine 2 este de 4,10% și, uite, în ghilimele, 1,92%. Acești coeficienți nu depășesc limitele admisibile. Acestea sunt detaliile cele mai importante din dosar, dacă cei prezenți sau care mai întrebări pot să ofer detalii suplimentare. Deci asta e procedura nouă, conform metodologiei ANACEP-ului din 18 decembrie 2019. Și de toate regulile acestea privesc suplinite în tocmai pentru a fi admiși la susținerea a lucrărilor științifice de tip virtual. Nu sunt întrebări. Dacă nu sunt întrebări, îmi permiteți, prin voia tuturor prezenților și membrilor Consiliului de Imobiliare,
Se prim cuvântul de șampană pentru a ne prezenta un raport de la cursul 20 de minute, probate plus minus 5 minute, la capitolul tratării licenții, lucrării științifice, elaborate, cercetate pe deplin după obiectivele stabilite, prestabilite de la un început, să ne fac un scurt rezumat de imaginea tratării procedurii de cercetare la fiecare capitol, efectuarea coeziunii tratării metodologice a temei cea practică și practică aplicativă și, bineînțeles, tratarea rezultatelor și implementării acestora în context rural, în context urban, în cadrul economiei naționale a Republicii Moldova. Vă mulțumesc frumos! Stimată președinte, stimată secretară, stimați membri ai Comisiei de Doctorat, onorată audiență, permiteți-mi să vă prezint rezultatele cercetării în cadrul studiilor de doctorat la tema dezvoltarea cadrului metodologic al exproprierii bunurilor imobile în Republica Moldova. Conducător științific, doctor habilitat, conferențiar universitar Alcu Svetlana. Exproprierea bunurilor imobile este o problemă actuală și extrem de importantă pentru Republica Moldova în condițiile în care asocierii la comunitatea europeană și la necesitatea dezvoltării infrastructurii naționale. La fel, exproprierea bunurilor imobile este prezentată și de importanța obiectivelor de dezvoltare durabilă, în special obiectiv de dezvoltare durabilă 11, care este orașe și comunități durabile. Scopul principal al acestui obiectiv este dezvoltarea rețelelor de drumuri, dezvoltarea rețelelor ingineriești, dezvoltarea rețelelor de gaze. În toate aceste lucrări apar necesitatea exproprierii bunurilor imobile. Noutate și originalitatea științifică a tezei constă în aprofundarea cercetărilor teoretice și practice privind evaluarea bunurilor imobile pe piețele emergente, identificarea particularităților evaluării bunurilor imobile în scopul exproprierii, aplicarea conceptelor și principiilor evaluării în scopul argumentării cuantumului prejudiciat cauzat de exproprierea bunurilor. Rezultatele obținute constau în elaborarea propunerilor de armonizare a procesului de expropriere, concretizarea etapului procesului de expropriere, proiectarea unei structuri ad hoc pentru gestiunea procesului de expropriere, elaborarea metodologiei de estimare a cuantumului despăgubirii în cazul exproprierii pentru utilitate publică în Republica Moldova. Semnificația teoretică a tezei constă în dezvoltarea teoriei evaluării și a cadrului metodologic al evaluării bunurilor imobile în funcție de destinație în condițiile piețelor emergente. Valoarea aplicativă a tezei constă în recomandările procedurale și metodologice elaborate pentru a fi utilizate în cadrul proiectelor de utilitate publică care implică exproprierea bunurilor imobile în scopul minimizării riscurilor în procesul de implementare a proiectelor, evitarea conflictelor, reducerea termenului de implementare, planificarea justă a cheltuielilor din bugetul public și excluderea componentei speculative. Implementarea rezultatelor științifice. Metodologia propusă a fost implementată de către evaluatorii membri ai Camerei Naționale de Imobile, cât și indicațiile propuse au fost implementate în practică de către întreprinderea Imoval. La fel, rezultatele cercetării au fost expuse în 8 lucrări științifice, atât în cadrul conferințelor publicate, cât și în reviste științifice de profil. Scopul principal al cercetării este dezvoltarea unui cadru metodologic și procedural coerent al exproprierii bunurilor imobile pentru utilitate publică în Republica Moldova și elaborarea metodologiei de estimare a cuantumului despăgubirii în urma exproprierii. Pentru realizarea scopului exproprierii au fost stabilite următoarele obiective. Argumentarea importanței exproprierii bunurilor imobile pentru utilitate publică în Republica Moldova în contextul aderării la Uniunea Europeană. Studierea practicilor internaționale de utilizare a exproprierii ca instrument în scopul păstrării patrimoniului arhitectural național. Armonizarea aspectelor procedurale privind exproprierea bunurilor imobile pentru utilitate publică în Republica Moldova.
identificarea dificultăților metodologice de estimare a mărimii despăgubirilor în cazul exproprierii bunurilor imobile pentru utilitate publică în Republica Moldova, elaborarea metodologiei de estimare a cuantumului despăgubirii în cazul exproprierii pentru utilitate publică în Republica Moldova, în conformitate cu principiile corectitudinei, transparenței și asigurării egale a intereselor. Din punct de vedere teoretic, exproprierea este o cale spre realizarea scopurilor sociale, cât și o cale spre gestiunea eficientă a patrimoniului al imobilului public. La fel, exproprierea reprezintă transferul de bunuri din drepturi publice în drepturi private. Deoarece necesitatea exproprierii apare în cele mai dese cazuri pentru dezvoltarea infrastructurii, a fost analizată experiența internațională, în special dezvoltarea infrastructurii în unele țări analizate, observând că cei mai înalt grad de dezvoltare este în Germania, Polonia și Norvegia. La fel a fost analizat în context internațional clasamentul dezvoltării infrastructurii Republicii Moldova. Din urma analizei observăm că 71% din investițiile acordate de către Banca Europeană de Dezvoltare Regională sunt alocate pentru dezvoltarea infrastructurii. Pentru a înțelege care este situația dezvoltării infrastructurii în Republica Moldova, au fost analizate dotarea locuinților pe regiuni de dezvoltare. Din analiză observăm că gradul de asigurare atât a localităților cât și a locuințelor cu rețele ingineriești necesită o dezvoltare, deci respectiv va apărea, este prezent și va fi implicat și procesul de expropriere. Un factor important în procesul exproprierii este soluționarea dosarelor cu proprietari. Deci, analizând din anii 2008 până în 2010, în 2020 și pentru anii planificați, observăm că circa 14% din dosare în procesele de expropriere sunt soluționate pe cale judiciară. Dintre care, doar în cazul portului internațional Giurgileș, 98% din dosare sunt pasate în instanța judecată, care din 2008 până în prezent nu au fost soluționate. Deci, analizând volumul exproprierii anterioare, cele planificate și cele care vor urma pentru satisfacerea necesității populației, ne demonstrează importanța și necesitatea exproprierii. Numărul mare de litigii existent la moment în Republica Moldova ne demonstrează imperfecțiunea și problematica procesului de expropriere existent în Republica Moldova. Un indicator la nivel important, la nivel internațional, este riscul de expropriere. Analizând acest indicator, observăm că acest risc este mai mare pentru țările foste URSS. În țările membre al UE, acest indicator este mai mic. La fel, pentru dezvoltarea obiectivului 2, un segment foarte important care nu trebuie neglijat este protejarea patrimoniului arhitectural. În cadrul protejării patrimoniului arhitectural, vedem că exproprierea vine ca instrument pentru conservarea și protejarea acestora. În teză au fost prezentate cele mai bune practici și exemple care au fost în Turcia și România. Deci, pentru a înțelege punctele forte și slabe ale aspectului exproprierii, au fost analizat cadrul legislativ național. În urma analizei cadrului legislativ național, observăm că cadrul legal al exproprierii este comparativ nou, incomplet și imperfect. Cadrul procedural al exproprierii terenurilor nu consideră impactul etapelor exproprierii asupra mărimii despăgubirii ce urmează a fi achitate proprietarilor. Mărimea despăgubirilor, cuantumul despăgubirii, inclusiv a prejudiciilor, cât și venitului ratat, rămâne a fi o întrebare strigentă atât pentru evaluatorii din domeniu, cât și pentru specialiștii implicați din alte domenii. La fel, conform legislației naționale, este prezentat că există cuantumul despăgubirii, la moment este determinată de experți, însă rămâne a fi deschisă întrebarea cine sunt acești experți și ce calificare trebuie să posede. Deci, lacunile observate în urma analizei cadrului legislativ ne-a condus la analiza practicilor internaționale. Principalele aspecte al procesului exproprierii internaționale analizate au fost cadrul legislativ, cadrul procedural, despăgubirea, tipul valorii care stă la baza despăgubirii, data estimării despăgubirii, cât și cine estimează mărimea despăgubirilor.
În urma analizei practicilor internaționale și exemplificarea prin studiu de caz al proiectului construcției conductei de gaz Chișinău-Ungheni, au fost demonstrate lacunele care sunt la moment în legislație și ne-au permis propunerea a modificării etapelor procesului de expropriere prin stabilirea unor etape noi și constatarea etapelor existente. La fel, în urma analizei internaționale a celor mai bune practici, propunem formarea unui departament care va avea o structură ad hoc pe două direcții. Una din direcții va cuprinde comisie de evaluare, care va cuprinde trei evaluatori independenți certificați conform legislației în Republica Moldova. Odată ce am analizat cadrul legislativ, au fost observate și lacune de nivel metodologic. Deci, analizând aceste lacune, observăm că începând cu noțiunile asociate recompensii pentru transferul de drepturi de proprietate către domeniul public și finalizând cu lipsa cadrului metodologic de determinare a mărimii despăgubirilor. La fel, observăm că, conform legislației naționale, cum este prezentat, există o diversificare de noțiuni aplicate în actele legislative cu privire la contravalarea achitată proprietarului în procesul exproprierii. La fel a fost analizat cadrul de evaluare, metodologic de evaluare al bunurilor imobile național. Observăm că există cadrul general de evaluare, însă lipsește cadrul metodologic de estimare a mărimii despăgubirilor în cazul exproprierii bunurilor imobile. Astfel, aceasta ne-a condus la analiza internațională a cadrului metodologic ce țin de evaluarea bunurilor imobile. În urma analizii cadrului metodologic internațional, am ajuns la concluzia că calculul despăgubirii în cazul exproprierii pentru utilitate publică implică utilizarea metodelor din cadrul tuturor trei abordări de evaluare. Pentru estimarea mărimii despăgubirilor pot fi aplicate diferite metode. Diversitatea componentelor despăgubirii se determină aplicând metode din cadrul diferitor abordări adecvate situației concrete. Deci, pentru a armoniza cadrul metodologic și a înlătura lacunile menționate, propunem ca tipul valorii estimate ca bază a mărimii despăgubirii în cazul exproprierii să fie considerată valoarea conform standardelor internaționale de evaluare, valoare echitabilă, care presupune prețul estimat pentru transferul unui activ sau pasiv între părți identificate și dispuse, care reflectă respectivele părți interesate. Un indicator important menționat anterior este data evaluării, cuantumului despăgubirii. Pentru a demonstra importanța acestei date, au fost analizate numărul tranzacțiilor în baza studiului de caz al construcției conductei de gaz Ungheni Chișinău. Observăm că în localitățile care sunt îndepărtate, mai îndepărtate de această conductă, numărul tranzacțiilor în perioada analizată a fost cu 13-22% mai mică față de numărul tranzacțiilor care au fost în localitățile care traversează această conductă. La fel, observăm că numărul tranzacțiilor în 2018 față de 2015, perioada anterioară proiectului, a crescut cu 27% mai mult în localitățile care sunt pe traseul acestei conducte în comparație cu localitățile mai îndepărtate. Deci, se constată impactul considerabil pe parcursul a 2 ani, în anul ce se precede și în anul adoptării legii cu privire la declararea utilității publice. Pentru a demonstra la fel impactul datei și importanța impactului datei evaluării asupra cuantumului despăgubirii, au fost elaborate două studii de caz. În cazul unui teren agricol liber, observăm că din bugetul public a fost achitată cu 140,5% mai mult, pentru teren cu plantații multianuale, din bugetul public a fost achitată cu 67,3% mai mult valoare pentru un hectar de teren. Deci, la fel se constată un impact considerabil și o importanță a concretizării datei evaluării. Pentru a rezolva această problemă apărută, propunem a considera data estimării despăgubirii de către Comisia de Evaluare în corespundere cu data la care are loc luarea deciziei cu privire la declararea utilității publice.
La fel, propunem, au fost realizate și propuse în teza de doctorat indicațiile metodice privind determinarea cuantumului despăgubirii în procesul exproprierii bunurilor imobile în condiții Republicii Moldova. Aceste indicații metodice, care au fost aplicate și în practică, implementate în practică, sunt compartimentate în 6 capitole. Propunem modifica metodologia de estimare a cuantumului despăgubirii în cazul exproprierii Republicii Moldova pentru utilitate publică din relația, prezentată. Deci, pentru confirmarea aplicabilității metodologiei propuse, au fost dezvoltate studiile de caz anterioare. Deci, în urma dezvoltării studiilor de caz, observăm că, în cazul terenului liber, dacă data evaluării despăgubirilor ar fi corespuns cu data declarării utilității publice, din bugetul statului ar fi fost achitat cu circa 34% mai puțin pentru un hectar. Iar în cazul terenurilor cu plantații multianuale, dacă data evaluării ar fi corespuns cu data declarării utilității publice, mărimea despăgubirilor care urmau a fi achitate în anii 2020 ar fi fost cu circa 6% mai mică pentru fiecare hectar. Însă, în funcție concrete, de situații concrete, aceste diferențe ar putea fi mai mari. În urma cercetării și celor expuse, venim cu următoarele concluzii. Dezvoltarea durabilă a orașelor și comunităților este posibilă doar pentru management eficient a proprietății publice. Printre instrumentele administrației publice centrale și administrației publice locale se enumără privatizarea, parteneriatul public-privat, exproprierea și derivatele acestora. Exproprierea bunurilor imobile este necesară și utilă într-o soluționare problemelor sociale, asigurarea colaborării internaționale, protecția mediului, prevenirea și înlăturarea urmărilor dezastrelor naturale, apărarea țării, salvarea și protejarea valorilor culturale și dezvoltarea infrastructurii. În Republica Moldova, în ultimul deceniu, exproprierea a fost utilizată în special în scopul dezvoltării infrastructurii. În urma analizei cadrului legislativ, observăm că cadrul legal, cum a fost menționat, la moment este unul relativ nou, care incomplet, care duce la apariția de litigii. Cadrul procedural nu consideră impactul etapelor exproprierii asupra mărimii despăgubirilor ce urmează a fi achitate proprietarilor. Modalitatea despăgubirilor rămâne a fi o întrebare stringentă atât pentru evaluatorii din domeniu, cât și pentru specialiștii din alte domenii. În conformitate cu legislația Republicii Moldova, cum a fost menționat, este, la moment se consideră a fi estimat despăgubirea de către experți, însă nu este concretizat cine sunt acești experți, ce calificative trebuie să aibă. Cadrul metodologic existent ce reglementează exproprierea bunurilor imobile în scopuri publice este foarte vag. Nu există o metodologie unică pentru estimarea mărimii despăgubirii în scopul exproprierii, nici sub formă de note explicative sau ghiduri. La fel, în urma analizei practicilor internaționale, în domeniul exproprierii a permis punctarea pe principalele aspecte care influențează procesul exproprierii, în special cadrul legislativ, cadrul procedural, despăgubirea, data estimării și cine estimează mărimea despăgubirii. Un domeniu important este exproprierea pentru păstrarea patrimoniului arhitectural. Exproprierea, în cazul dat, vine ca un instrument pentru conservarea și protejarea acestuia. În Republica Moldova există cadrul general de evaluare a bunurilor imobile, însă lipsește cadrul metodologic de estimare a mărimii despăgubirilor în cazul exproprierii bunurilor imobile. În baza studiului de caz a construcției conductei de gaz în Ghent-Chișinău a fost demonstrată impactul datei evaluării asupra mărimii despăgubirii achitate de către administrația publică centrală și administrația publică locală. Algoritmul de calcul al cuantumului despăgubirii în procesul exproprierii bunurilor imobile în Republica Moldova posedă un grad înalt de subiectivism și problematizare. Deci, practica actuală ne demonstrează prejudicierea statului prin lipsa unei certitudini cu privire la data estimării despăgubirilor, prejudicierea proprietarilor prin neconsiderarea unei categorii de daune și prejudicierea ambelor părți prin lipsa unor prevederi metodologice privind estimarea despăgubirilor în scopurile exproprierii. Pentru a înlătura toate problemele și lacunele menționate, venim cu recomandări și concretizări procedurale.
Propunem modificarea procesului de expropriere prin concretizarea etapelor menționate în anexa 4 sinteză. Propunem crearea unui structuri, departament ad hoc, departament de expropriere, care va fi compus din două direcții, dintre care și Comisia de Evaluare. Recomandăm adaptarea experienței practicilor Turciei și a României cu privire la exproprierea bunurilor istorico-culturale, cu în vedere asigurării, protejării și conservării acestora pentru viitoarele generații. La fel, venim cu recomandări și concretizări și elaborări metodologice. Propunem concretizarea tipului de valoare care va sta la baza despăgubirii, fiind valoare, conform standardelor internaționale, valoare echitabilă. Propunem a considera data estimării cuantumului despăgubirilor de către Comisia de Evaluare în corespundere cu data declarării la care are loc luarea decizii cu privire la declararea utilității publice. Propunem determinarea cuantumului despăgubirii în cazul exproprierii pentru utilitate publică prin relația, mărimea despăgubirii va fi compusă din suma valorii echitabile, costuri suportate, profitul ratat din anul curent și profitul ratat din anii viitori. Și propunem implementarea în activitate de evaluare metodologia de estimare a cuantumului despăgubirii în cazul exproprierii pentru utilitate publică în condițiile Republicii Moldova elaborată de autor. Aplicabilitatea acestei metodologii a fost demonstrată prin două studii de caz care ne arată necostată eficiență pentru bugetul public cu o economie de 34% pe de o parte și neprejudicierea proprietarilor pe de altă parte. Vă mulțumesc pentru atenție. Deci, îți oferă secretarul științific pentru a da citiri obiecțiile la primite la etapele de susținere din cadrul unităților științifică academice din alte organizații. Deci, foarte sunt avizie din partea SNUS-ului. Deci care e vârșul la aceste studii. Deci cu timp așteptăm cu expunerea textului de astăzi. Deci, cum am menționat anterior, teza a fost discutată în cadrul unității primare la Departamentul Inginerie, Drept și Evaluare Imobilului. În cadrul acestei discuții au fost înaintate unele obiecții și sugestii și le voi da citire. Figura descrierea obiectivelor de dezvoltare durabilă 15 și tabelul 1 descriere acestor obiective de deplasat în capitolul 1 din introducere de scos și deplasat în capitolul 1. Paragraful 1 de finalizat pentru a scoate în evidență necesitatea exproprierii bunurilor imobile pentru unitate publică. De exclus dublarea denumirii figurilor, de numerotat conform ordinii. Paragraful 2.2 nu corespunde titlului, mai bine zis, conținutul paragrafului 2.2 nu corespunde titlului. În capitolul 3, de obicei, autorul prezintă propriile elaborări, se recomandă mai puține referințe la surse bibliografice străine, de făcut referințe la publicațiile proprii și de le incluse parte în bibliografie. Capitolul 3, paragraful 3.1, nu corespunde titlului capitolului 3, se recomandă redactarea bibliografiei conform cerințelor, după importanță sau ordinea citării în lucrare, de redactat concluzie prin micșorarea volumului textului, însă nu în detrimentul ideii. Sunt recomandări pentru a lăsa referințele în paranteze paragrafe și țelii de pagina, de a le lăsa la sfârșitul propoziției, nu în mijlocul propoziției și multe alte obiecții ce sunt de redactarea tezei. La următoarea etapă, teza a fost discutată în cadrul seminarului științific pe
de data de 3 septembrie 2021, procesul a luat numărul 2 și la fel, în cadrul acestei ședințe, au fost înaintate unele recomandări și tema tezei este actuală și corespunde direcțiilor prioritate de cercetare, dar pentru îmbunătățirea ei se recomandă următoarele. Redactarea compartimentului introducere, în strictă conformitate cu criteriile grupului privind aplicarea tezelor de doctorat și a autoliteratelor. Redactarea și formularea noutății științifice. Pe textul tezei de asigurat ca toate concluziile să fie acoperite cu suport analitic. Argumentarea numărului de întreprinderi selectate pentru chestionare, precum că este reprezentativ și concluziile obținute pot fi extrapolate pentru rata în întregime, de a actualiza analiza SWOT, completarea conținutului tezei cu analiza situației macroeconomice existente ca sprijin pentru măsurile formulate la nivel macroeconomic, revizuirea măsurilor propuse de punctul 3.1 al tezei, de completat calculul eficienței economice la ferma propusă de creșterea taurimilor, globinilor, următoarele informații, argumentarea tuturor prețurilor utilizate cu indicarea sursei, de prezentat un grafic de realizare a proiectului de la momentul procurării bovinilor, care urmează a fi crescute pentru carne, perioada de creștere și... Redactarea concluziilor și propunerilor pe capitole și la teză și concluziile finale, s-au constatat și unele greșeli, și anume lipsa semnelor diacritice în text, cât și greșeli ortografice, se recomandă corectarea acestora, necesită o redactare mai corectă științifică, scopul și obiectivele cercetării, necesită o completare și redactare a unor subcapitole. În titlul tabelelor este indicat cuvântul perioadă sau ani care corespunde materialul critic. Este îndeajuns de a descrie doar ani. Necesită redactarea minuțioasă teza și anotările, sunt foarte multe scăpări gramaticale și stilistice. Autoreferatul în general voi incide cu conținutul tezei, dar după forma prezentării mai slab redă conținutul și valoarea științifică. S-a recomandat revizuirea prezentării prin prezentare mai concretă și succintă a informațiilor. Alte avize la rezumat nu au fost. Acestea sunt toate obiecțiile și recomandările din etapele precedente de susținere a tezei. Au fost ținut cont de vă mulțumesc. Au fost ținut cont de toate recomandările și obiecțiile, au fost revizuite teza, cât și rezumatul conform obiecțiilor și înlăturate fiecare obiecție care a fost menționată de către doamna secretar. La fel și prezentarea a fost revizuită și prezentată într-un mod mai succint față de etapele anterioare. Vă mulțumesc. Bine, atunci, la ritmul nostru de ședință, urmă să te rădăm invocare. Domnul candidat, profeția administrat, doamna Dana. Mulțumesc, domnul președinte. Deci, eu voi da și o caracteristică subțintă a calităților personale și profesionale a doamnei Leșan. Deci, vreau să menționez că este o persoană excepțională, după părerea mea, capacități cognitive majore și abilități practice profesionale demonstrate pe parcursul ultimului deceniu. Deci Ana este mai mică a 3 copii, cel mai mic fiind născut anul trecut, în 21. Deci reușește să fie și soție, și mamă, și evaluator profesionist, conducând și un întreprindere în domeniul evaluării vânărilor imobile. Deci Ana a finalizat studiile, după cum ați mai auzit, în 2011 la specialitatea evaluarea imobilului,
Deci pe aceeași domeniu am continuat studiile la masterat, iar de 2012, când a finalizat masteratul, a devenit cimbrător certificat a bunurilor imobile, practicând activitatea pe piața din Republica Moldova. Deci, pentru a-și dezvolta capacitățile și spectrul de servicii propus pe piața, a studiat suplimentar în concurs de master, care i-a permis să practice și evaluarea cărților de valoare în Republica Moldova. Parcurgând și cursuri specializate de contabilitate suplimentare la cursul anilor. Deci, în ultimii 4 ani, doamna Leșan activează și la Universitatea Tehnică Moldovei, la Departamentul Ingineriei, Drept și Evaluare Imobilului, în calitate de asistent universitar, proiector universitar, este apreciată și de colegi și de studenți, participă activ și în proiectul de cercetare care derulează acum în cadrul departamentului. Consider că este persoană foarte responsabilă. Toate activitățile odată începute le finalizează cu succes, dar și este foarte emotivă. Deci este o persoană optimistă, care întotdeauna susține colegii, îi ajută. Este socială, activă, cu inițiativă și are o dorință de a schimba totul spre bine ce o înconjoară. Pe parcursul elaborării tezii de doctor, consider că Ana Leșan a demonstrat cunoștințe necesare, capacități de instruire și capacități analitice, de cercetare, abilități practice necesare unui doctor în știință. Mai trebuie să mergem la titlul de locuri pentru familie, proiecte, trecuri, proiecte, 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 da, tehnologie procedurii de susținere, cuvinte, să ofer cu părinții. Întrebări la da, asta am scăpat, poftim. Nu vreau să scutez, să fie o părinte. Întrebări de profesie. Poftim, de ce? Avem dreptul toți. Și membrii consiliului, și prezenții în sală, și conducătorul, dacă ceva mai vrea să află de rău, și inclusiv președintele întreabă. Deci, nu vă sperie cu asta. Domnul Jura, Tudor Păstor Candidat, unde este cercetător, deci vă aduc aminte, în Institutul de Cercetări, de Comunicii de Republica Națională. Doamna, îmi spuneți, vă rog, 5 ani de zile ați căutat dumneavoastră și într-un nume ca să fie făcută această teză. Teza a fost realizată pe deplin pe parcursul anilor programați 4 ani de studii. A fost prezentată în termen la data de 28 noiembrie 2020. La sfârșitul anilor de studii a fost prezentată prima ședință a Comisiei de Îndrumare. Nu a fost amânată, ne-am străduit să lucrăm în termen pentru că sunt lucrurile lăsate, nu eu, la moment, am făcut doctorație, nici eu nu vreau să nu, pe parcursul tezii am născut, pe parcursul tezii am născut 2 copii, că nu mai am dat. Asta da, dar asta nu este o piedică, adică partea personală e. Folosiți aceste materiale care le-ați arătat astăzi, s-ați demonstrat aici, în cursul lecțiilor, prilegilor care le faceți? Din metodologia propusă și informația propusă este recomandată pentru colegi care au cursuri ce țin de evaluarea bunurilor imobile. Eu am cursul de contabilitate care mai puțin implică aspectul procesului de evaluare. De asta însă și către studenți direct nu a fost prezentat. Doamna Svetlana, am înțeles care e planul. Să aibă posibilitatea să ducă și cursuri. Deci,
până acum, conform regulamentului universitar, poate ține doar seminarul. Bine, am înțeles. Mulțumesc. Eu ultima întrebare, nu mai mult, că credeam în doar întrebare. Da, se poate să scurtă apliații, deci de evaluare, dacă puteți, așa, pe scurt, foarte laconic, relația dintre cerere și ofertă, cât de complicată este această activitate și așa, pentru ca să avem cunoștințele respective din punctul dumneavoastră de vedere. Segmentul serviciilor de evaluare. Mulțumesc pentru întrebare. Înțeleg despre segmentul serviciilor de evaluare. Da, este întrebarea. Da. Să răspund cum. Segmentul serviciilor de evaluare aș spune că este unul destul de vast. Sunt foarte multe companii de evaluare. În special, ca cerere, cele mai multe solicitări în domeniul evaluării se fac de către băncile comerciale. Marea majoritate a întreprinderilor au contracte de colaborare cu băncile comerciale. Sunt și cazuri speciale când se fac pentru judecată, cum ar fi chiar și în cazul exproprierii, cazul divorțurilor, diferitor litigii care sunt. Sunt în cazurile pentru înregistrare în capital statutar către Camera acum Agenției de Servicii Publice. Dar, în general, cea mai mare parte a segmentului serviciilor de evaluare este orientat către băncile comerciale. Dacă să luăm ca pondere din totalul serviciilor, părerea mea că cel mai mare forum este către băncile comerciale. Vă mulțumesc pentru întrebări. Următorul, cine dorește? Sunt Drăzinesc, eu, domnul președinte. Doctorul Nicolicu Cățeanu Mesar, privire despre agricultură. Da, mulțumesc. Am văzut că la sfârșitul prezentării ați făcut niște recomandări și destul de bune și destul de utile pentru autoritățile publice centrale. Mă interesează dacă cumva ați făcut aceste recomandări, o adresare, spre exemplu, Ministerului de Economie. Adresările directe către Ministerul de Economie, către Unitatea de Implementare Economică, care este subordonată de către Ministerul de Regiune de Dezvoltare, au fost ce ține de procesul când am elaborat teza, dar au fost transmis și recomandări cu privire la armonizarea cadrului către Agenția Relații Funciare și Cadastru cu întregile indicații metodice care sunt prezentate în teze. Sperăm că o să o audă, fiindcă ele, într-adevăr, sunt foarte utile, mai ales ce ține cele la cadrul legislativ și normativ, sunt foarte utile. Și metodologia care ați elaborat-o dumneavoastră, într-adevăr, este o noutate științifică. Mulțumesc! Vă mulțumesc frumos! Dumnezeu! Doamna Buzulunga, domnul candidat, Dumnezeu Ministar, Dumnezeu! Mulțumesc mult! Deci, Anna, în continuare a întrebării doamnei Tropa. Îmi pare că, eu nu știu, eu n-am găsit nici în autoreferat, nici în teza, rubrica Noutatea Științei, doar în advocare. Și a fost scris foarte așa, cu cuvintele generale, contribuții la dezvoltarea teoriei. De ce anume? Dumneavoastră, puteți acum, foarte concret, nu așa cum a fost deslat, să ne spuneți ce anume, în ce constă noutatea științifică a tezei? Noutatea științifică a tezei, conform ghidului, ea se prezintă doar în rezumat, nu se prezintă în introducere, de asta a fost prezentată doamnă în rezumat. Vă mulțumesc, asta ce ține de prezentare. Ce ține de teză, noutatea științifică este aceea că la noi, în prezent, lipsește acel cadru metodologic de evaluare, este imperfect procesul de expropriere a bunurilor imobile și pentru soluționarea acestor probleme au fost propuse armonizarea etapelor, adică prin concretizarea cu etape suplimentare, cât și metodologia de calcul, care ea nu este. Pe scurt. Mulțumesc. Aceleași cuvinte generale. Concret, va altă evaluare propuneți, da? Ceva de adăugată în formula, de calculare, de structurile, de dezvoltare
aceste momente, ce anume, ce concret? După cum am văzut, la analiza aspectelor, când am citat aspectele legislative și am menționat că există și lacune de ordin metodologic, am observat că, la moment, în experiența națională, există în diferite legislații, au fost prezentate în slide, dacă îmi permiteți, diverse noțiuni al ce țin de cuantumul despăgubirii. Însă, acum, la moment, nu este clar cuantumul despăgubirii, ce el conține, că este valoarea de piață, că este prețul normativ, că este, adică din diverse normative. Pentru a evita această diversificare de noțiuni, a fost propusă ca cuantumul despăgubirii să fie estimat conform metodei prezentate, adică la bază să fie valoare echitabilă, conform standardelor internaționale. La fel, această metodologie să țină cont și de costurile suportate și profitul ratat al anului prezent, cât și profitul ratat al anilor viitori care vin. Am înțeles că noutatea și certificată constă și în propunere privind cadrul instituțional a procesului de expropriere. Tot nimic nu spuneți. Sunteți foarte modest. Ce ține de cadrul instituțional, noi am propus și a fost analizate etapele. De la analiza etapelor procesului exproprierii au venit toate propunerile în teză. Din start au fost propuse concretizarea etapelor existente și completarea cu etape suplimentare. A fost propusă. Aceasta ce ține de... Vă mulțumesc. Mulțumesc. Deci, am multe concrete. Deoarece a doua întrebare mea este legată anume cu aceste propuneri. Dumneavoastră propuneți să creați departamentul ad hoc, da? Pentru fiecare proiect investițional, da? Care este legat cu expropriere. Cu angajarea evaluatorilor independenți, cum va fi efectuată finanțarea acestui departament? Noi, finanțarea departamentului, vă mulțumesc pentru întrebare. Finanțarea departamentului va fi din cadrul proiectului. Adică să fie un departament care va lucra în cadrul proiectului și doar pe perioada cât este proiectul. Adică nu un departament care în afara proiectelor. De asta și spunem ca să aibă o structură ad hoc. Și a treia întrebare, tot legată cu acest moment. Dumneavoastră foarte des în teza utilizați sintagma evaluatorii independenți, care nu se utilizează în legislația națională. Ce aveți în vedere? Avem în vedere evaluatorii certificați conform legislației în vigoare a Republicii Moldova. Atunci el se numește evaluator. Deoarece persoana care nu are certificat nu este evaluator. Cuvântul acesta independent duce în eroare, creează impresia că el ar poate să presteze serviciile cu pur și simplu, dar dacă propunem ceva, să fie conform legislației. Noi vorbim de evaluatori și stagiari și evaluatori în cadrul instituției. Probabil am avut în vedere cei care nu sunt afiliați unor instituții, nici de stat, nici instituții financiar bancare. Noi nu știm ce a avut în vedere. Nu este clar ce a avut în vedere. Dar noi vă mulțumim. Asta e tot ce a zis, da? Să vă mulțumim. Deci cred că domnul Ion Bunarencula. Sunt Bruno Gărgana, evaluator certificat. Eu am studiat și eu prima dată și am așa o întrebare la Ana. Am observat formula, calculare venitului ratat în urma unei defrișări prematură a unei vize de vii. Ați notat că venitul ratat pe parcursul perioadei de menționare acestei vize de vii o calculați ca venitul ratat în comercializarea vinului. Nu este. Mulțumesc pentru întrebare. Nu...
nu este studiat așa aspect, este studiat aspectul care ar fi valoarea unui hectar de teren cu viță de vie, în comparație cu care ar fi valoarea unui teren agricol liber și care au fost plățile achitate pentru un hectar în anul 2017 când a fost declarată și în anul 2020 când a fost achitat însăși din buget și cu cât a fost prejudiciat statul. Nu vorbesc despre data evaluării, eu vorbesc de la numicul nulă. Deci este evaluare echitabilă, da, minus costurile suportate, acele sunt costurile suportate. Venitul ratat, profitul ratat pentru anul viitor. Profitul ratat pentru anii viitori. Proiectul este profitul ratat. În cazul viță de vie, calculați ca profitul ratat comercializarea vinului, așa am văzut. Nu este menționat. Este. Este da, este recomandată ca să fie aplicată metoda venitului, actualizarea fluxurilor de numerar. Corect. Din că în paranteză era scris comercializarea vinului. Eu vă zic că asta e foarte, foarte greu de calculat. Nu vreau să văd comercializarea vinului, dar nu este. Ce mai ușor e scris calculat? Bine, asta e scris la dezbatere. Eu am întrebare de ce... Dar puteți prezentați unde este așa informație? Dați slide-ul! Haideți! Unde este formula? Aici. Profitul despre exemplu... A fost exemplu, profitul din comercializare vinului pentru care au fost semnate contracte de comercializare. Dar aceasta are la bază un act confirmativ. Aceasta are la bază un act confirmativ care ne arată, nu este. Adică contracte care au fost încheiate până la expropriere. Încheiate. Cum altfel poate fi calculat acest profit? Aveți vreo idee cum altfel poate fi calculat, nu din comercializarea vinului? Depinde de la caz și de ca ce este utilizat terenul aferent. Pentru că dacă el are plantații, el dacă terenul agricol este cu plantații multianuale, la momentul exproprierii, respectiv aici profitul ratat va fi calculat din venitul obținut din cerealele sau în dependență de tipul plantației care va fi obținut. Adică în dependență de cazuri concrete, da, în dependență de cazuri concrete. Care vă mulțumesc pentru întrebare. Nu mi-e bucurie care se acumulează. Da, aici mi-e simplu de calculat roata. Nu comercializarea vinului. Asta e foarte, foarte greu de calculat. Și aici a fost dat doar un exemplu, a fost dat doar un exemplu general, dar de la caz la caz se ia tipul diferit. Așa, vă mulțumim pentru întrebare. Activă a zahărului nostru, a zahărului cum a colectat, respectiv, gândirea economică, trebătoare de cercetare. Deci, poftim, mai sunt încă întrebări. Imediat am eu întrebări și primul lucru dumneavoastră. Bine? Aneam. Александр Володин, Департамент Федерации. Мулцумец, Дмитрий Федорович, профессионал, очень интересант. Отребали пор реакционитие инфраструктуры организационной. Департаменту Федерации крупной структуры, вода в море, каре, статут. Вода в море, каре, результат, результат. Так есть результат, я начну тебе каре есть кучу отдел. Есть молочкари, момент есть литичу, молитвы есть управление. Есть управление Дентропарки, тарик, организатор ДИСАД, департамент ДИСАД, ДИСАД, ДИСАД. Тарик, что же это? Чинева, Легала, Легра, тарик, департамент. На тарике Александр Дентропарки. Вы мусмесь пентру отребаре. Noi venim cu propunerea, în urma analizei internaționale, acestui, formării acestui departament ad hoc, în special pentru evitarea litigiilor și soluționarea tuturor cererilor pe calea amiabilă în cadrul proiectului,
în așa fel încât acele cereri în judecată să nu ajungă. De asta își propunem, pentru a evita și a scădea numărul litigiilor care sunt existente la moment pe piața, la moment în Republica Moldova. Vă mulțumesc! Eu nu am întrebări, doar am aprecieri, dar înainte de a adresa cuvinte de felicitare, stimați colegi, stimați prieteni ai Facultății Construcției, Geodezii și Cadastru, țin să vă mulțumesc frumos pentru o prezență bună astăzi la facultatea noastră. Pentru noi este o sărbătoare, pentru că susținerea unei teze de doctorat, obținerea unui titlu de doctor, pentru facultatea noastră este o mândrie. Mulțumim, doamnă, deci noi să mai vorbim la discuție finală. Nu, că am spus că nu am înțeles. Deci, am mai multe întrebări, dar din toate am selectat numai trei. Prima întrebare. La pagina 13 a tezei și la pagina 23. Este expus raportul global al competitivității Republicii Moldova, capitolul drumul. Poziția menționați la pagina 13 este poziția 130 din 140 de țări evaluate. Deci ratingul a fost 130. Iar la pagina 23, deja asta la pagina 13 nu introduce. Dar în capitolul 1, la pagina 23, unde urmează determinați necesitatea și dați dovadă necesitatea, argumentarea necesității de evaluare, reevaluare și de determinarea despăgubirilor respective la vânzare și strângarea titlului imobilului. Deci, domnul domnului imobiliare, vreau să spuneți că țara noastră, tot în aceeași perioadă, perioada 16-18, ocupă poziția 118 din 138 de țări. Și mă întreb, care este informația corectă? Vă mulțumesc pentru întrebare. În primul caz, se vorbește strict doar despre drumuri. De aceasta este prezentat că Republica Moldova are o calitate, însăși de calitatea drumurilor, locul 130. În al doilea caz, tot conform raportului, este prezentat conform nivelul infrastructurii pe țară. Și nivelul infrastructurii este pe locul 118, adică sunt doi indicatori care sunt prezentați în același raport global la nivel internațional. Da. De asta ambii, observând... De asta și pentru cum am vorbit din scopul și importanță de la obiectivele dezvoltării durabile, este menționat că principalul scop au dezvoltarea drumurilor, dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea rețelelor ingineriești, ele toate sunt analizate ca componente separate în rapoartele globale la nivel național. Numai pe cazul 3 sunt indicați două, nu certificate, care este conceptul teoretic al metodologiei de calcul a elaborării despăgubirilor a bunurilor imobiliare, utilizate în teză sau elaborate în teză? Vă mulțumesc pentru întrebare. Conceptul teoretic este prin, în teză elaborat, este prin concretizarea, analiza, prin concretizarea etapelor existente a procesului de expropriere. Procesul acesta fiind un cadru procedural și suplinirea cu etape propuse suplimentare. Este indicat în, este propus în anexa 3 al tezei, în scopul armonizării legea cu privire la expropriere, legea 1389, dacă nu greșesc. Este etapele conform legii și etapele propuse, ca să armonizăm cadrul procedural. Așa. Dar unor despre asta mă se fac datele referințele la legea sau deci la conceptul metodologic nominalizat prin
decizie respectivă și de ce trebuie făcut trimitere și la dată și la titlul respectiv, nu derogat niciodată. Întrebarea a treia. Ce metode de cercetare ați utilizat în elaborarea metodologiei de calcul a despăgubirilor? Metodele de cercetare au fost metode precum sinteză, metode precum analiză, metode abordare sistemică. Nu utilizat așa. Dați un exemplu. Un element și cum nu l-ați utilizat, alt element și cum l-ați utilizat. Iar în general nu face treaba. A fost utilizată metoda analizei prin analiză comparativă cu țările internaționale, analiza cadrului procedural care este la nivel internațional și expunerea care este. A fost utilizată metoda, aș spune, metoda statistică care a analizat diferiți indicatori atât la nivel internațional cât și național și din care am reușit armonizarea acestei metodologii și a cadrului procedural. Dacă ați utilizat metoda inducției și deducției? Metoda inducției și deducției au fost utilizate deducții însăși la deducerea formulei de calcul care a fost expusă pentru și recomandată pentru estimarea cuantumului de despăgubire în scopul exproprierii pentru utilitate publică. Vă mulțumesc! Așa, întrebări mai sunt, ultima sală în care au apărut, prin voștri viitorii cercetători, actuali doctoranți, dar ceva nu interesat de cercetare, ok. Deci atunci, întrebările s-au finalizat și noi cu conducători științifici, da? Da? Ați vorbit? Referenții oficiali? Da. Vorbim? Stimate doamnă președintele comisiei, stimați membrii comisiei, stimați referenți oficiali, onorată asistență, îmi permiteți să prezint avizul asupra tezei de doctorat cu titlul Noi cunoaștem care dezvoltarea cadrului metodologic a exproprierii bunurilor imobile în Republica Moldova. În primul rând, eu aș vrea să menționez că eu am fost membra comisiei de îndrumare a doctoranzii Ana Lișan și am văzut teza aceasta în sfârșitul anului 2020, da? Deci, diferă considerabil teza actuală și teza prezentată, proiectul prezentat, spunem așa, 3 ani în urmă. Trebuie de menționat eforturile care a depus Anna, deci atenția cu care ea a lucrat, deci practica luată în considerație majoritatea obiecțiilor noastre. Deci propuneți treca la forma tradițională a avizului. În primul rând, trebuie de subliniat actualitatea cercetării. Dezvoltarea economică a Republicii Moldova, semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, dezvoltarea relațiilor economice internaționale, cauzează necesitatea implementării diferitor proiecte investiționale, majoritatea fiind destinată dezvoltării infrastructurii transporturilor și agriculturii. Exproprierea bunurilor imobile în scopurile utilitatea publică devine tot mai actuală la nivelul național. Desfășurarea procesului de expropriere mereu este însoțită cu problemele de caracter instituțional, economic și social. Deși cadrul legal a exproprierii este elaborat în țara noastră, acesta urmează a fi completat și perfecționat pentru a concretiza procedura și conținutul fiecărei etape a procesului. Rămâne actuală și problema determinării sumei de despăgubire cauzată de exproprierea bunurilor imobile. Majoritatea litigiilor în domeniu țin anume de mărimea cuantumului de despăgubire
achitat proprietarilor bunurilor expropriații. Țara noastră dispune de o anumită experiență în domeniul calculării, achitării sumelor de distribuit. Totodată, într-adevăr, este actuală revizuirea, îmbunătățirea metodologiei existenței de calculare. Deci tema tezei de doctor este actuală pentru Republica Moldova. Scopul și obiectivele cercetării constă în dezvoltarea unui cadru metodologic, procedural, coerent, al exproprierii bunurilor imobile pentru utilitatea publică, precum și în elaborarea metodologiei de estimare a cuantumului despăgubirilor în urma exproprierii. Obiectivele cercetării deci, sunt menționate în teza, noi am văzut slide, eu n-aș vrea să repet aceste obiective. Structura tezei. Teza este elaborată într-un stil clasic, să spunem așa. Conține adnotare, introducere, trei capitole, concluzii și recomandări, bibliografie. Total cuprinde 140 de pagini text de bază, 45 de figuri, 33 tabele și 6 anexe. În introducere sunt descrise actualitatea și importanța temei de cercetare, scopul cercetării, obiectivele, ipoteze de cercetare și metodologie de cercetare. La fel este menționată noutatea științifică, foarte la general, implementarea practică și teoretică, inclusiv și publicații. În primul capitol, autorul prezintă analiza necesității exproprierii bunurilor imobile. Sunt prezentate și analizate aspectele juridice, organizaționale și economice privind procesul exproprierii în Republica Moldova. În urma analizei datelor din acest capitol, autorul scoate în evidență principalele probleme ale exproprierii, cât și problemele ce țin de cadrul legislativ, normativ și metodologic în Republica Moldova. În capitolul 2, care se numește Analiza practicilor exproprierii bunurilor imobile, este prezentată analiza procesului de expropriere prin prisma experienței internaționale, identificarea celor mai bune practici internaționale privind evaluarea bunurilor imobile conform standardelor internaționale și celor europene de evaluare. La fel, capitol cuprinde analiza dezvoltării infrastructurii, conform publicațiilor internaționale, este prezentată problematica exproprierii în Republica Moldova, reieșind din analiza procesului de expropriere pentru cauza de utilitate publică. Din punct de vedere practic, interes prezintă capitolul 3, care se numește determinarea cuantumului despăgubirilor în urma exproprierii de folos comunitar. Aici sunt demonstrate statistic și valoric, lacunele procedurale ale exproprierii din diferite puncte de vedere, impactul exproprierii asupra pieței imobiliare, în special a terenurilor, apariția fenomenului speculației, modificarea bruscă a prețurilor, nerespectării principiilor echivalenței, echilibrului de interese, atât a statului, cât și a proprietarului imobilului. Nu se asigură în măsură egală interesele părților implicate în proces de expropriere. În acest context, autorul prezintă problematica algoritmului de calcul a sumei despăgubirii în procesul exproprierii. În final este propusă formula de calcul pentru determinarea despăgubirilor în procesul exproprierii conform practicilor internaționale. Mi s-a plăcut foarte mult ultima parte a tezei, care se numește concluziile generale și recomandări, care conțin sinteza rezultatelor cercetărilor efectuate, destul de detaliată sinteza. Propunerile autorului privind soluționarea problemelor și perfecționarea
procesului, metodologiei de evaluare, conform cerințelor internaționale. Acum eu aș vrea să dau caracteristica acestei teze conform recomandărilor în CEC, după structura recomandată referințelor oficiale. Deci, baza teoretică a tezei. În teză a fost utilizate conceptele fundamentale, după cum urmează, proprietate, piață și valoare, examinate prin prisma teoriei economice clasice. O atenție mare este acordată teoriei evaluării bunurilor imobile, fiind studiate și aplicate cercetările savanților din Marea Britanie, Statele Unite, Americii, Germania, Rusia, România, precum și opere științifice ale savanților din Republica Moldova. Синтеза результатов чек-четырелор фазелор теоретичи о тезе есть презентата ин отроду училищен суб капитул 1.3 фин студияти препондерент аспекции теоретичи али эвалуэли бунгелор и мобили. Тото даты базели теоретичи экспроприери и практик ноуфуст рефлектати ин теза. Posibil datorită faptului că exproprierea bunurilor imobile este un proces, da? Proces de transfer de bunuri, de drepturi patrimoniale din proprietatea privată în proprietatea publică, care reprezintă interes din punct de vedere organizatoric, în primul rând, din punct de vedere instituțional. Situația în domeniul a fost analizată din punct de vedere aspectelor legale, синтеза актелор жувидичи, нормативи национали, институционали, органили администрации публичи, импликации на процесс, атрибуции или очестора, шиндзин пункт дивидели экономик. Ин результатул анализы ситуации, а фост формулати проблеми или скопу, ши объективи или черчатели. Инновация ши оригиналитация штиенцифика. Deci eu deja în întrebările mele eu am menționat că eu n-am găsit rubrica cu această denumire, notația științifică, doar în notare. Bine, să schimbă cerințele, da, față de elaborarea tezei, dar oricum teza este opera științifică și deci consider că, indiferent de indicațiile, notația științifică urmează indicatul. Deci, după părerea mea, deci a fost nevoită să caut eu în ce constă inovația. Deci, originalitatea științifică a tezei constă în următoare. Este identificată o conexiune între realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și majoritatea situațiilor de expropriere a bunurilor imobile pentru utilitatea publică. Sunt indificați principale indicatori care influențează procesul exproprierii. Este cadrul legislativ, aspect procedural, despăgubire, anume tipul valorii care urmează a fi determinat și data evaluării. Autorul propune aplicarea metodelor de evaluare a bunurilor imobile pentru identificarea mărimii despăgubirilor. Totodată, autorul propune aplicarea mai multor metode de evaluare, nu unei singure metode, dar mai multor metode de evaluare pentru acest scop. Se propune aplicarea tipurilor de valori, care în prezent nu sunt expuse, să spunem așa, în legislația națională, dar care sunt recomandate, recunoscute, foarte bine descrise în standardele internaționale de evaluare. Valoarea lor, cum sunt valoarea justă, valoarea echitabilă. Deci, în teza, noi vedem dezvoltarea metodologiei de determinare a cuantumului de despăgubire cauzată de exproprierea bunurilor imobile. Deci, consider că anume acestea sunt momente de notația științifică. Valoarea practică a cercetărilor este dezvoltată metodologia de estimare a măririi despăgubirilor, aplicabilitatea metodologiei
ce este demonstrat în capitolul 3, prin două studii de caz, în care se constată eficiență față de bugetul public. Aici aș vrea să menționez că calculele au fost făcute, ați făcut comparația anului 2017 și 2020. Da? Și atunci noi vedem efecte pentru bugetul de stat. Dacă ar fi fost făcute calculele pentru anul 21 sau 22, când s-a schimbat considerabil și nivelul de inflație și rata investițiilor fără de risc, atunci nu se știe care va fi efecția și dacă, în general, va fi efecția. Adică totul este relativ, nu, adică menționez anume momentul acesta. Depinde de situația economică, toate, toate calculele eficienței sunt foarte relative. Calitatea metodologică a cercetărilor se reflectă în formularea scopului și obiectivelor de cercetare, profunzimea interpretărilor, instrumente de cercetare. Scopul cercetării este bine formulat și reflectă tema tezei. Rezultatele obținute confirmă realizarea scopului. Totodată menționăm, eu nu pot să nu opresc pe acest moment, că sintagma, cadrul metodologic a exproprierii sau metodologie exproprierii nu sunt aplicații corect. Nu sunt aplicații corect. Nu corespund esenței exproprierii care reprezintă un proces. După părerea mea, trebuie mai așa, mai atent să lucrăm, să utilizăm cuvințele, deoarece cuvințele contează. Mulți din cei prezenți lucrează cu proiecțiile acțiilor normative și noi înțelegem că fiecare cuvânt este extrem de important. Și autorul tezei tot recunoaște că metodologia, cuvântul metodologia, mai bine el este legat cu teoria evaluării. Metodologia calculării cuantumului despăgubirilor, dar nu cu metodologia exproprierii. Deci, examinând obiectivele formulate, constatăm că unele nu în plină măsură corespund criteriilor din noutatea științifică. Ar putea să fie formulate puțin altfel. În ceea ce privesc alții ipoteze și instrumente de cercetare, acestea corespund cerințelor pentru tezele de doctor. Conceperea și calitatea textului. Logica structurării conținutului tezei, în linii mari, este corectă. Ideile și ipoteze sunt expuse clar, logic, stilul științific, sistematizarea, generalizarea corespund recomandărilor respective de specialitate, precum și cerințelor pentru elaborarea tezelor de doctor în domeniu. Asigurarea bibliografică este foarte bună, din punct de vedere a numărului de surse bibliografice utilizate, sunt 140 de surse, și corespunderii conținutului lucrărilor citate tematice tezei doctor, asigurarea bibliografică este bună. Calitatea concluziilor generale și a recomandărilor. Deci eu deja am menționat că concluziile generale sunt prezentate clar, logic, corespund cerințelor pentru tezi de doctor. Recomandările autorului țin de concretizări procedurale a procesului de expropriere, precum și privind concretizări și unele elaborări metodologice, având în vedere dezvoltarea metodologiei existenței, de calcularea sumei despăgubirilor. Concluziile și recomandările autorului pot fi prezentația organelor administrației publice centrale de specialitate, în calitatea de propuneri pentru dezvoltarea sau modificarea, completarea unor acte normative în domeniul exproprierii bunurilor imobile. Corespunderea conținutului tezei temei, aprobate publicațiilor și autoreferatului. Conținutul tezei, autoreferatului, publicațiile, totalmente corespund temei aprobate.
Și la sfârșit, obiecțiile și sugestii care eu vreau să expun. În primul rând, nu ca obiecție, dar ca un avantaj acestui, un punct forțe a acestei teze, este faptul că tema tezei este destul de vastă. Autorul efectuează cercetările aspectelor juridice, organizaționale, economice, ale exproprierii bunurilor imobile. Totodată se axează și pe aspectele metodologice ale evaluării despăgubirilor. Posibil, datorită faptului acesta, că tema este vastă, expunerea a fost largă și autorul a încercat să se ocupe cu mai multe întrebări, ce țin de exproprierea și calcularea sumei despăgubirilor, prejudiciilor cauzate. Unele aspecte importante au rămas în afara atenției. Evident că au rămas în afara atenției. În primul rând, bazele teoretice exproprierii practic nu au fost reflectate. Eu deja am menționat acest moment, posibil datorită faptului că exproprierea poate fi mai mult examinată din punct de vedere aspectelor instituționale, adică etapele, conținutul etapelor, atribuțiile organelor administrației publice centrale. În concluziile generale, autorul menționează acest fapt, oferind recomandările procedurale privind exproprierea. Eu deja am vorbit despre sintagma metodologiei exproprierii, care nu este foarte reușită, dar aici noi putem discuta, desigur, dar aș recomanda să vorbim despre metodologia evaluării în cadrul exproprierii, atunci să fie mai corect. În punctul meu de vedere. Totodată, nu a fost respectată o legătură logică între capitolele tezei. În primele două capitole, autorul acordă o atenție foarte mare exproprierii patrimoniului cultural. Mai mult, din punct de vedere teoretic, da, ați menționat că aceasta este experiența Turciei, României, și teza undeva este așa o frază, că în Republica, pentru Republica Moldova, această problemă la moment nu există. Da, în țara noastră nu există nici la nivelul problemei, deoarece statul nici nu are tendința de a expropria monumentele istorice, bunurile, imobile care au valoare arhitecturală. Cred că din punct de vedere economie. Stadionul centrul care acum a fost. A cine e expropriat? Noi am vândut? Dacă va fi pe care a fost renovat, renovat și n-ați fixat poliție. Deci, ca tema, ca problema foarte interesant, ca examinarea experienței internaționale extrem de interesant, nu și-a găsit continuarea în logică. În capitolul 3, noi trecem brusc de la patrimoniul arhitectural la plantații multianuale. Ну, ce este, aceea este. Toate aceste obiecții dau dovadă că domeniul care a fost obiectul cercetării este vast. Ceea ce permite continuarea cercetărilor. Și eu am așa o presimțire că noi degrabă să avem articolele scrise doctorandă anume, ca continuarea logică acestor întrebărilor abordate în teză. Obiecțiile expuse nu diminuează valoarea științifică și practică a tezei. Concluzia finală. Teza de doctorat cu titlul Dezvoltarea cadrului metodologic al exproprierii bunurilor imobile în Republica Moldova, elaborată de doctorand Leșan Anna, conducător științific, doctor habilitat Alu Svetlana, reprezintă o cercetare științifică finalizată, originală, care întrunește condițiilor de formă, după formă și conținut, înaintate față de astfel de lucrări, corespunde exigențelor ANACEP,
iar doamna Ana Reșan merită conferirea gradului științific de doctor în științe economice la specialitatea economie și management în domeniul de activitate. Mulțumesc! Doamna profesor, doamna Flora Buzu. Deci, am auzit o variantă a unui aviz clasic, egalitate înaltă, profund prezentat, fără obiecții. Laudat. Deci, ce vreau să zic? Îmi așa un aviz, noi am auzit toate cele ce sunt făcute bine și nu prea bine și care nu sunt făcute deloc. Dar auzim și ascultăm restul, adică dumneavoastră treabă detaliat ați făcut, dar foarte bine sunt fundamentală, adică a fi de ajuns așa un aviz, că nu fac cercetare. Dar sunt și alte poziții și alte mizuri, de ce preferim cuvântul următorilor documenți. Ok. Eu vorbesc despre aceste momente referitor la aspectul de actualitate, despre actualitatea problemei. Ea este foarte actuală și dacă noi astăzi o să încercăm să căutăm exemple, noi să ajungem la concluzie că această lucrare poate este prima și unică, încă unica, sper că unica, prima republică care aruncă o rază de lumină. Desigur că putem găsi neajunsuri referitor la aspectul teoretic. Eu aș vorbi nu de aspectul teoretic în ansamblu, dar despre, anume despre obiect, obiectul cercetărilor. Autorul Sarsa a încercat să acționeze pe două direcții, aspecte de cultură, istorie și ceva acolo, și aspectul exproprierii terenurilor în scopuri publice. În afară de asta mai sunt, adică obiectul s-ar putea eu pot să dau exemple, nu este locul probabil, dar vreau să spun că aici avem unde desfășura obiectul ca element teoretic. Nu, desigur că și principiul echitării sociale, echitării, desigur, asta este un principiu care desigur este parte a teoriei. Eu ce vreau să spun? Și aspectul teoretic, din nou reieșind din faptul că lucrarea este bazată pe două probleme, două probleme juridice și economice. Și este prima lucrare. Poate dacă erau mai multe, era problema mai simplă. Dar dacă noi cunoaștem că asemenea probleme sunt foarte complicate, foarte greu de expus. Foarte greu este necesar să cunoști foarte bine jurisprudența, aspectul legal.
este foarte necesar de a cunoaște aspectul economic. Nu aici, desigur că autorul a dat lovadă de studiu. Adică vreau să spun că, asemenea, noi tot în perioadă destul de lungă am lucrat problema în proprietării. Desigur, chiar din prima etapă era necesar ca noi să ne gândim și la expropiere, pentru că dezvoltarea infrastructurii e ceva din prima zi și niciodată nu se oprește. Dar noi de acum ne-am gândit totuși, vine vremea să facem remul și în această problemă, pentru că această problemă e o problemă de viitor. Nu, eu o să repet aceleși cuvinte care doamna Olga a spus, sperăm că nu se va finaliza, că autorul va continua și va dezvolta probleme care sunt convins că deja va cunoaște mai bine ca toți. Într-adevăr, din acele ce ai spus, putem să vorbim că nu avem noi o bază teoretică, să numim așa, proprie. Desigur că autorul s-a bazat pe acele cunoștințe generale care țin de proprietate, de, și poate chiar nu numai la noi, pentru că noi am trecut așa 50 de ani proprietari, 50 de ani fără proprietari, de nou proprietari. Poate cuvinte, noi am fost cam bătuți de vânt în acest domeniu și am avut de unde să avem poate o bază teoretică proprie. Dar încet cu încet sper că vom reveni și noi la realitate, desigur că luând ca exemplu practicile altor țări, ceea ce este menționat în lucrare. Nu, dacă noi vorbim despre originalitatea științifică, despre atunci în cazul dat, având în vedere practica altor țări, autorul a formulat conținutul obiectului, cum am spus, subiectului procesului de expropriere în interes public, necesitatea procesului, categoriile obiectului și subiectului, principiile expropriere, metode. Astfel, obiectul expropriere este recunoscut dreptul de proprietate privat asupra terenurilor. Bine, autorul mai propune aici și dreptul de folosință. Nu, desigur că e corect, nu exclude nimic dreptul de folosință, dar totodată, dreptul de folosință este o parte componentă a dreptului de proprietate. Când arenda e un drept de folosință, nu se exclude că obiect al exproprierii pot fi și terenurile poate care sunt în situații de arendă. Dar îmi pare că prea divizarea folosinței de la proprietate nu e mare greșeală, dar totuși ar fost necesar să fie descris în cadrul dreptului de proprietate. Nu bine, asta este o viziune a autorului, care nu este... Nu, dacă vorbim despre bazele sau bazele metodologice sau capitolul 2, sau dezvoltarea metodologiilor, desigur că dacă noi o să întrebăm în esență, o să vedem că, într-adevăr, aspectul metodologic, chiar și în cadrul, depinde mult de obiect. Și dacă noi am puțin amplificat obiectul, atunci noi ne-am simplificat și capacitatea de a dezvolta metodologia. Dar iar sperăm că totul va reveni la normalitate în alte lucrări. Pentru că este imposibil să apuci, că mai suntem limitați, că nu sunt 50 de pagini, sunt de pașa 35. Așa mai departe. Dar suntem limitați în volumul nostru care noi putem să-i expunem. Nu, bine. Dacă vorbim despre valoarea practică a studiului, a cercetărilor, iar o să mă mai repet încă o dată, autorul, chiar ca studiu de caz, a încercat într-în esența celor cazuri concrete care vorbim despre gazoducte și despre alte obiecte, noi putem găsi în Republică, vom găsi și în viitor. În Republică nu se termină acest, vor fi în casă este dezvoltarea țării. Nu, asigurarea bibliografică a studiilor, desigur că autorul a studiat
și cercetările care au stat la bază, la baza teoretică și metodologică, corespund celor cerințe, atât din punct de vedere a științii, a moștenirii, adică a științii, cât și a faptului că au folosit și date proaste, adică lucrări științifice care sunt actuale zilor de azi, vrem, dar actualitatea de astăzi este, are specificul ei, în comparație cu alte perioade care au fost în trecut. Da. Nu, ce vreau să spun, referitor la obiecțiile mele, personale, eu mă refer totuși la acel moment că autorul, fiind, intrând în esența două procese juridici și economice, probabil că nu i-a ajuns spațiul ca să expună, așa s-o consider, ne-a ajuns mai mult teme, că asemenea teme care se bazează pe două direcții, două concepte, două procese, cer și un atârnare specifică. Dar totuși, eu consider, sau mai bine zis, în continuare, concluzii mai bine zis, interpretarea datelor, cercetărilor și elaborarea de propuneri, soluții științifice, argumentate, dovedesc că certitudini că autorul Sărășan Ana are o bună experiență de cercetare și un nivel de pregătire teoretică și practică înalt în domeniul evaluării bunurilor imobile în scopul exproprierii. Având în vedere cele expuse în aviz, consider că lucrarea de doctor, dezvoltarea cadrului metodologic și exproprierii, al exproprierii bunurilor imobile în Republica Moldova, posibil pentru conferirea gradului de doctor în științe economice, îndeplinește pe deplin condițiile pentru obținerea gradului de doctor în științe economice. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri a comisiei, onorat asistentă. Atunci când am primit lucrarea, chiar am fost intrigată să o studiez, deoarece în activitatea mea profesională am activat în cadrul Ministerului Privatizării și Gestionării Patrimoniului de Stat. Gândurile ce ai vrut să le expui în lucrarea aceasta, eu le-am înțeles din prima și vreau să vă spun că metodologia pe care ați propus-o dumneavoastră în lucrare, ea era stringent necesară minimum cu 15 ani de zile vorbă. Cam cu întârziere, dar în sfârșit această metodologie este, da, poate ea este crudă, așa cum au menționat antevorbitorii mei, dar prima etapă sau baza, fundamentul deja este pus, ceilalți cercetători care vor studia domeniul dat, deja ori dezvolta sau chiar și dumneata ai dezvolta tema dată în continuare. Da, și nu numai. Este o problemă cu despăgubirea. Și după cum vedem noi în societate, avem dosare cu rezonanță inclusiv pe la CEDO. De aceea, o metodologie corect elaborată și prezentată ar fi să fie o ieșire din situație și nu în zadar am întrebat dacă recomandările, lucrările dumneavoastră le-ați înaintat autorităților publice pentru a le lua în considerare sau chiar le ajusta așa cum cer și au nevoie, cum ar fi să fie Ministerul de Economie și celelalte autorități care sunt nemijlocite implicate în subiectul dat. Eu am să dau citire avizului, eu am să fiu cu mult mai succintă. Mai succintă ca antevorbitorii mei. Mulțumesc, doamna președinte. Dacă e să mă referesc cu privire la baza teoretică a tezei, atunci actualitatea temei de cercetare, într-adevăr, este confirmată și de obiectivele de dezvoltare durabilă a Republicii Moldova și, în special,
în obiectivul 11, care se numește Orașe și comunități durabile, la fel subiectul dat și anume exproprierea este cercetat nu numai în Republica Moldova puțin, dar în genere regional, european și mondial. De aceea lucrarea dată reprezintă o interes științific destul de mare. Dacă e să mă refer la originalitatea lucrării, da, problema științifică tratată în cadrul prezentei cercetări este una complexă, așa cum au menționat și antivorbitorii. Autoarea acestei cercetări a reușit să evidențieze aportul personal în importante aspecte teoretice și metodologice, să formuleze și să dezvolte concepte, să argumenteze necesitatea cercetării, inclusiv elaborarea metodologiei de estimare a cuantumului despăgubirilor în cazul exproprierii pentru utilitate publică în condițiile Republicii Moldova. Teza de doctorat dezvoltarea cadrului metodologic al exproprierii bunurilor imobile în Republica Moldova are un domeniu de cercetare bine conturat, actual, atât la nivel național cât și internațional. Scopul și obiectivele sunt originale și coerente. Conțin o abordare complexă a cadrului teoretic, investigarea bunilor practici, a exproprierii bunurilor imobile conform standardelor internaționale și europene de evaluare. Autorul propune indicații metodici privind determinarea cuantumului despăgubirilor. Dacă e să mă refer cu privire la valoarea practică a cercetării, este legată de aspectele problematice dezvăluite în teză și de îndeosebi la referire, cu referire la identificarea particularităților evaluării bunurilor imobile în scopul exproprierii și a doua, metode de evaluare a determinării cuantumului despăgubirilor în cazul exproprierii pentru utilitate publică. Dacă e să mă refer la metodologia cercetări. Teza de doctor este bazată pe un scop clar, definit, laconic, coerent. Obiectivele trasate reflectă tema cercetării, urmăresc pertinent și logic scopul, anume dezvoltarea unui cadru metodologic și procedural coerent al exproprierii bunurilor imobile pentru utilitatea publică în Republica Moldova. Cercetarea teoretică este relevantă și coerentă. Instrumentarul aplicat, anume metodele, indicatorii de analiză, sunt adecvate pentru a realiza o analiză empirică a estimării cuantumului despăgubirilor în urma exproprierii. Metodologia identificată este potrivită, logică expusă, ușor aplicată în practică, ceea ce ne dovedește că autorul le cunoaște și le stăpânește și metodele utilizate permit realizarea acestor obiective trasate. Dacă să mă refer la calitatea textului expus în lucrare, atunci teza este redactată în conformitate cu ghidul Școlii Doctorale UTM. Expunerea textului este în general clar și permite înțelegerea conținutului expus în lucrare. Stilul științific este respectat. Teza de doctor este structurată în trei capitole, conținutul lucrării fiind sistematizat și expus în 10 paragrafe. Conținutul lucrării este fluent și logic expus. Ce ține de asigurarea bibliografică? În corespundere cu lista lucrărilor științifice și metodico-didactice reprezentate în sursele bibliografice a lucrării. Autorul a publicat un număr suficient la tema cercetată. În plus, au fost studiate lucrările științifice internaționale, 140 de surse bibliografice, inclusiv rapoartele și sondajele ale Uniunii Europene, ceea ce contează foarte mult, mai ales în situația când Republica Moldova își are vectorul de integrare al Uniunii Europene și toate
suportul acel metodologic ce deja la Uniunea Europeană, noi trebuie să-l transpunem nu numai în cercetări, dar și în practica zi de zi. Dacă e să mă refer la concluzii generale și recomandările făcute de autoare, atunci vreau să menționez un lucru foarte pozitiv, că la fiecare, la sfârșitul fiecărui capitol, aceste concluzii sunt formulate, ele sunt clar enunțate și reflectă anume compartimentul care a fost cercetat. Concluziile și propunerile formulate în partea finală a tezii îi permite autorului să ofere o finalitate logică cercetării, asigurând lucrării un caracter sistemic din punct de vedere științific și aplicativ. În concluziile generale sunt incluse principalele rezultate elaborate de autor, care constituie o valoare științifică importantă la tema cercetată. Acestea constituie și un suport metodico-didactic în pregătirea și perfecționarea specialiștilor în domeniu, ceea ce deja și s-a confirmat aici în auditoriu. Dacă e să mă refer la corespunderea conținutului tezei temei și temei aprobate, autoreferatul sintetizează cele mai importante aspecte și concluzii ale cercetării. Conținutul corespunde temei aprobate, sunt respectate regulile de publicare a acestuia. Am constatat că doamna Ana a publicat 8 articole, dintre care 4 la conferințele științifice internaționale și 4 în revistele științifico de profil. La fel, rezultatele științifice ale lucrării au fost implementate în cadrul Asociației Evaluatorilor Camera Națională din Mobil din Republica Moldova și care a acceptat ghidul practic pentru evaluatorii certificației bunurilor imobile. Obiecții și sugestii. Eu întrebarea aceasta i-am enunțat-o doamnei Ana atunci când mi-a adus lucrarea. De ce Republica Moldova? Fiindcă nici într-un document oficial, nici într-o strategie, nici într-o hotărâre de guvern nu este R.Moldova. Eu așa și rămân ca sugestie de îmbunătățire, că nu se pune R.Moldova, se scrie pe lung Republica Moldova. Concluzia. Privind corespunderea tezei de doctor titlului solicitat. Teza de doctorat cu titlul Dezvoltarea cadrului metodologic al expunerii bunurilor imobile în R.Moldova, elaborată de studenta doctorantă Leșanu Ana la specialitatea 521-03 Economie și Management în domeniul de activitate, conducător de doctorat, doctor habilitat conferențiar universitar doamna Albu Svetlana, prezintă o cercetare științifică originală și finalizată, întrunește condițiile de formă și conținut, corespunde exigențele Ana CEP, iar doamna Ana Leșan merită conferirea gradului de doctor în științe economice la specialitatea 521.03. Mulțumesc! Deci, doamna Ana, oferim posibilitatea să faceți lupte cu, între conceptul nostru și conceptele care tot avem la noi, pe care au fost studenii și cercetării de dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos pentru, în primul rând, pentru timpul pe care l-ați acordat în analiza tezei și expunerea în care ați făcut-o în aviziile ample asupra cercetării efectuate. Pot să menționez câteva aspecte ce ține de perioada care a fost elaborate studiile de caz. Ele nu au fost luate întâmplător, au fost luate anii 2017 și 2020, din considerentul că 2017, în baza studiului de caz a construcției pe direcție de Ungheni-Chișinău, a fost anul declarării utilității publice, 2020 a fost data achitării din buget a despăgubirilor. Deci au fost selectați anume acești ani pentru a arăta cât de importantă este data evaluării cuantumului despăgubirii și cu cât s-a prejudiciat bugetul statului și pentru a argumenta necesitatea și a propune corespunderea acestei dăți cu data declarării utilității publice pentru ulterioarele proiecte.
Ce ține de temă? Într-adevăr, tema cercetată este o temă destul de vastă. Ea rămâne a fi dezvoltată în continuare, după o mică pauză, cred, pentru a fi, și cred că chiar și dacă noi o vom dezvolta în continuare, oricum sunt foarte, foarte multe aspecte care foarte mulți cercetători poate să ieie ca idee și să dezvolte această temă ca să vină cu acele contribuții spre armonizarea acelui cadru, chiar și din punct de vedere legislativ, asta pentru juriști, cât și din punct de vedere economic, pentru persoanele din domeniul economic, într-așa fel încât aceste baze care le-am expus noi și le-am adus, conceptuale, metodologice, să fie dezvoltate și perfectate pentru a armoniza și aduce în condiții de funcționalitate a metodologiei propuse. Vă mulțumesc pentru atenție! Deci, întrebări nu sunt, da? Nu întrebare, dar la tine. Goleanță. Da. În lucrare, doamna electorală a menționat aspectul din directiva oare repetat, dacă ar fi fost la timp. Data evaluării, foarte important. Da. Data evaluării... Eu lucrul ăsta, eu bine nu l-am înțeles, probabil că nu are sănătate. Dar eu să dau un exemplu și poate și singur este stat pe gânduri. Noi toți ne minte cândva, cândva, cine mai vârstă, nu-i așa de mult, era planificat, fiind un oraș, despre aeroport, aici era planificat un oraș a elitii și... Dar este interesant, eu vreau cum să văd terenurile agricole. Erau să vedeau cu 10.000 de euro hectarul. Destul de mari preț pentru. Și este, într-o seară, la ora cât acolo, Parlamentul primește decizia, terenurile se exclu din circuitul agricol pentru construcții. A doua dimineață, nu 10, dar 100 de mii. Și atunci rămâne cum să întrebare, dar cum noi să unim timpul ăsta de evaluare și cu adoptare decizii? Pentru că dacă într-o noapte a crescut de 10 ori, e foarte greu. Se găsește și-al timp ca să coincide timpul evaluare și cu timpul... Vă mulțumesc pentru întrebare. Nu că sunt răspuns, dar am înțeles că îți lucrez în viitor. Să-ți fii motiv de... Vă mulțumesc pentru întrebare, dar eu doar o concluzie micuță la acest, nu obiecție, dar la această observație. Pot spun că, într-adevăr, data evaluării, anume ce ține de expropriere bunurilor imobile, este una din cele mai importante instrumente, deoarece nu, noi am propus ca această dată să fie, să corespundă cu data declarării utilității publice, într-adevăr, pentru a evita caracterul speculativ al pieței. Pentru că, cum am observat și în cazul studiului de caz, data declarării a fost în 2017, achitarea în 2020, respectiv a fost un interval de timp destul de mare pentru a crește prețurile, a crește caracterul speculativ, anume în zonele, că observăm că traseul a trecut prin multe orașe în care piața este mai puțin dezvoltată față de municipiul Chișinău, respectiv acolo doar persoanele care cunosc au, spunem așa, au speculat cu terenurile, au procurat la un moment, le-au vândut la alt moment și au avut din aceasta diferența de preț care este destul de considerabilă, cum a fost menționată. De asta așa... Problema cu speculația, da, asta... Eu vreau să spun terenurile, adică la noi sunt undeva de 3-5 ori la preț mai mici, dar trebuie să fie. Probabil că oamenii au vrut să-și iei cine vor. Nu, vedeți că anume pentru aceste proiecte de declarare a utilității publice, sunt nu toate persoanele, sunt persoane care proprietarii ei nu cunosc despre proiectele care sunt în desfășurare, dar sunt persoane care cunosc și profită. Cumpără de la vecini, cumpără de la cunoscuți și vând cunoscând situația de cauză. Acest aspect a fost menționat. Vă mulțumesc! Deci, interesant. Noi acum să se dezvăluie niște discuții comune. Între noi, în principiu, și sală. Și de ce dumneavoastră ați, domnul Bărtărescu, fără de anunț, ați început aceste discuții? Continuăm mai departe discuții. Da, poftim, adică întrebări și discuții și vedeți.
правильно, 26 законов, самый кварификат чей-то закон, чем мы закон, чей-то закон, чей-то закон, чей-то закон. Да, а можно по всем результатам прочитанного лекаря? Trebuie fost luat în vedere în lucrarea ta și o trebuie reflexie la rezultatul din nou, principiul de prioritate. Adică pentru proiecte de lungă durată, practic internațional, pentru proiecte de lungă durată, pentru evitarea acestor efecte disticulare, se trasează pe una linie roșie. Și aceste terenuri, dacă ele nimeresc în vânzare, și trec lângă autoritățile locale sau centrale, ele se opresc și se recompensează cu oarecare sumă. Sumă de vânzare la chestii de clar, un milion să fie practic vânzătorul. Deci, ele trec prea 5-10 ani, ele trec în proprietate de stat. E parcurs de ani. Nu în scurt, la anunțarea de prețe publice, dar parcurs de un termen foarte lung, 5-10 ani. Și asta, practic, scoate foarte multe întrebări ceea ce ține de speculare, ceea ce ține de ca recomandare, este legea înțuiete și sănător este legea mare. Ce am dat legea așa? Pentru tot ce avem. Scoate de multe întrebări, dar și vrea dacă îți fac întrebări cu câteva roșii, atunci creează întrebări de realitarea obiectului în timp, stocază implementarea obiectului. Poftim, adică acum sunteți accesibili în procedura noastră. Dacă sunt întrebări, dacă afacerile sunt bune, dacă alte sunt alte viziuni, spre cercetare de mai departe, poate, dar fi un ajutor pentru autor, pentru alții, pentru noastră, ca instituții de o sau cercetare, ok. Mulțumim. Deci, poftim, atunci membrii comisiei. Poftim, discutăm, membrii comisiei de mai. Bine, stimați colegi, onorată asistență, deci este adevărat că se formează deja un cadru științific într-un domeniu foarte, foarte important. 20 de ani de cât avem piața obiectelor imobiliare, piața privată, mai ales dacă vorbim despre terenuri agricole. Evident că nu toate problemele au fost în această perioadă soluționate, ele nu sunt soluționate nici în Occident, unde această piață există sute și sute de ani. Problemele sunt și acolo, dar la noi, cu adevărat, ele sunt cumplitele și foarte complicate. Eu, cu mare plăcere, am făcut cunoștință cu această teză. Văd că este o ramificare de la teză precedentă a doamnei Stefan Alb, care a fost bună, care a generat această ramificare, aceste idei care trebuie să fie soluționate. E păcat că de la o teză la altă au trecut mai mult de 10 ani, dar ce putem face, așa este situația. Nu în fiecare zi pot să scrie o teză, nici într-un an. Acum, deci, ce trebuie să fie? Trebuie să fie că noi aprobăm cu adevărat această teză, și trimite materiale în instanțe respective, dar totodată cu unele obiecții. Ele au fost exprimate în bine recenzenților, printre altele, foarte atent. A fost această, deci, reflectare a pozițiilor recenzenților oficiali. Și mai departe, noi poate vom ajuta autorii sau rubrica, viitoarea școală, de pregătire a specialiștilor, anume în acest domeniu, în Republica Moldova, alte variante nu avem. Deci, atât după calitatea studenților, masterandilor, doctorandilor și cantitatea acestor, eu văd că aceasta anume este situația, dar am și eu o mică obiecție pe seama acestor propuneri a doamnei Deșan și văd că ea a scris în rezumatul tezei pe pagina 22 și a exprimat acest lucru în raportul său.
Deci statul la ziua de astăzi, adică 10 ani de zile deja, plătește mult mai mult decât ar trebui să fie pentru aceste, deci, despăgubiri, pentru aceste, deci, compensații la activele, deci, naționalizate. Și sumele sunt din loc și acestea sunt sumele din bugetul de stat, adică 140 la jumătate valorabil și 67 la suprafețe, de exemplu, divizie de vie. Înțelegem că unde proprietatea privată și unde proprietatea statului sunt lucruri diferite. Din aceste considerente s-a prepușit printre alte vermițiune mea și fost unui sovietic. Permanent erau lupte pentru proprietatea privată și proprietatea de stat și cea ultimă de stat și s-a prepușit foarte uniunea aceasta. Acum avem economia de piață, avem relații și proprietatea privată în toate domenii, trebuie să fie foarte atent pregătit această formulă la care ați scris valoarea echitabilă și plus încă cheltuieli suportate și mai încă ceea ce m-am mirat, că deja și profiturile ratate. De ce mă miră? Noi am discutat și la ședința prealabilă, formula are tot dreptul cu o mică precizare, că dacă aceste cheltuieli suportabile și aceste profituri ratate, n-au fost luate în considerație la această valoare echitabilă. Altfel să fie dublu calculat și iarăși statul va plăti mai mult decât a plătit înainte. De ce? De atâta că, de exemplu, dacă noi folosim metoda veniturilor nete, noi deja punem în funcțiune toate aceste venituri viitoare. Fie livada, fie plantația de viță de vie, ei au fluxele viitoare de bani, noi aceste fluxuri le actualizăm și punem prețul de casă. Scopul este aici foarte simplu. Proprietarul primește suma și cumpără un lot analogic și continuă afacerea care a pierdut din cauza că acolo s-a dus în sudoptul, în calea ferată sau ce mai. Și atât, dar restul nu trebuie să fie, că dacă deschidem această, deci, eu adică, destruită, ele vor fi folosite de oamenii noștri foarte, foarte activ și iarăși statul va fi în permanente pierdere. Ca să nu fie acest lucru, noi vă propunem să fie mai atent. În rest, ce trebuie să spunem? Eu m-am bazat pe ceea ce deja au spus recenzenții oficiali și am pregătit acest deci-aviz la care vreau să menționez că din 6 criterii care au fost, trecerile trebuie să fie în mod, adică, cuantificat. Și noi am, adică eu personal, am pus 4 criterii, nu dau citirii, ca foarte bine și încă 2 care sunt bine. Adică nota generală, finală, cred că va fi luată, deci, în federație, din membrii comisiei, nota bine pentru această teze. Este o modalitate nouă, tot legată cu regimul nou sau scenariul nou de evaluare a tezelor, doctor, n-am nimic împotrivă, de ce să nu fie ca alături de efecte de altă natură, să fie și această, deci, modalitate de evaluare. Oricum, am să votez pentru și, deci, cu acest lucru, mulțumesc pentru atenție. Acele coordonate mai slabe, nu știu, nu știu. Deci, poftim. Posibil. Să avem o mai expusă. Nu, nu, nu. O continuare la lucrurile următoare pe infractorie, dar vreau să spun că nu este viitorul al ta, când va voi folosesc în condiții de expropriere provizorii. Am luat de 2 ani. Atunci nu este viitorul al ta. Roata de 2 ani, mă știu acolo, dar dacă vorbim despre expropriere în scopuri, atunci de la viitorul al ta, nu are loc. Analizând teza și ascultând prezentarea doamnei Leșan și obiecțiile, analiza referențelor oficiale, eu îmi spun părere și consider că teza dată
corespunde cerințelor față de tezele de doctor în știință, deoarece actualitatea temei studiate este bine argumentată, atât din punct de vedere a necesității dezvoltării cadrului metodologic de evaluare a bunurilor expropriate, dar și din punct de vedere că este o tematică puțin studiată în Republica Moldova. Noutatea științifică, care constă în elaborarea cadrului metodologic privind determinarea cuantumului despăgubirilor în cazul expropierii bunurilor imobile pentru unitatea publică în Republica Moldova, întocmai corespunde scopului lucrării și obiectivelor cercetării și răspunde problemei științifice importante de soluționat. Instrumentariul de cercetare este foarte divers și relevant studiului dat. Metodologia de evaluare propusă este relevantă, este exemplificată prin studii de caz și argumentată prin calcule ale efectului economic și prezintă o noutate științifică. Perfecționarea acestei metodologii este o motivare în plus pentru lucrul în următoarele cercetări ale doamnei, cercetător. Studiile efectuate în teză sunt aprobate prin publicarea a 8 articole științifice și conform metodologiei de evaluare a tezei de doctor, eu voi da citirii calificativelor care le-am acordat. Noutatea și originalitatea lucrării foarte bine, suportul metodologic al lucrării bine, relevanța științifică a rezultatelor foarte bine, redactarea tezei și conținutul tehnic bine, respectarea eticii și deontologiei profesionale foarte bine, publicarea în ediție științifice și prezentarea la conferințe științifice foarte bine. Aceasta este opinia mea. Deci, mai mică nu eu deoarece am stat alături de ea în ultimii 6 ani în elaborarea acestei teze și am lucrat foarte mult la această teză, am suportat foarte multe modificări și în structură, și ca concept, și ca conținut. Eu să mă opresc la concluzia membrului comisiei conform noului regulament, deoarece Ana nu este prima persoană care susține conformitate cu noul noile cerințe de susținere a tezelor de doctor. Deci, eu de asemenea consider că teza corespunde cerințelor față de tezele de doctor în științe, deoarece deci este o teză originală și examinează o tematică puțin studiată în Republica Moldova. Este elaborată și propusă o metodologie de evaluare care permite excluderea subiectului și permite respectarea principiilor sociale de bază în procesul de expropriere. Scopul lucrării este definit clar și bine focusat, ceea ce au afirmat și recenzenții. Deci obiectivele cercetării permit realizarea completă a scopului enunțat. Suportul metodologic este consistent, sunt aplicate în cercetare diverse abordări, precum istorică, legislativă, abordările evaluării prin venituri, prin viață, prin costuri, diverse metode de cercetare, sinteză, analiză sistemică, analiză comparativă, etc., precum și diverse tehnici de calcul, precum actualizarea fluxurilor de numerar, capitalizarea veniturilor, formarea prețurilor, etc. Deci, propunerile metodologice și efectul economic al implementării acestora sunt argumentate și demonstrate prin studii de caz. Rezultatele sunt relevante și descrise clar și concis în lucrare. Ideile sunt noi la nivel național.
Concluziile și propunerile se bazează pe rezultatele obținute și reflectă scopul și obiectivele lucrării. Textul se percepe ușor, lucrarea este coerentă, ideile sunt expuse clar, bibliografia reflectă tematica și este destul de suficientă. Principiile etice și ale deontologiei sunt respectate în totalitate. Toate frazele și ideile preluate de la alți autori sunt luate în ghilimele și indicate sursa. Autorul a publicat rezultatele cercetărilor în mod de cărți științifice, inclusiv 4 prezentate în cadrul conferințelor științifice, una internațională peste locare, 4 articole publicate în reviste de specialitate, toate incluse în baze de date internaționale acceptate de către ANACETE. Deci, cu privire la calitative, deci noutatea și originalitatea lucrării o apreciez ca foarte bine, suportul metodologic al lucrării bine, relevanța științifică a lucrărilor foarte bine, redactarea tezei și conținutului tehnic bine, respectarea eticii și ontologiei profesionale excelent, publicarea în ediții științifice, prezentarea la conferințe științifice foarte bine. Mulțumesc. Евроара финала есть она игра, как вы хотите. Вы хотите бы соединение папе работали у нас? Да. Папе надо было еще говорить, или же не говорить, или же все правильно. Значит, первый час, да? Ее амчиду для трех. А сразу она очень удивляется. Будет надо. Deci a fost foarte mult. Și s-a modernit în text, bineînțeles, cu corecții respective. S-a schimbat lucrarea, s-a schimbat pe cauza, de la 75%, dar oricum nu am fost foarte mult, foarte obiectiv respective. Nu din cauza ce e căutare în acolo, dar din cauza ce e că de acum, cum se zic, textul primar, cel următor, hai să pun că analizele și după privare dinamice informaționale, Deci, pieza nominalizată cu tipul care se numește dezvoltarea cadrului metodologic al exproprierii bunurilor imobiliare imobile, în Republica Moldova. Deci, cadrul metodologic, regulă și aspectele metodologice, tradițional, după cerințele vidului de formare, formare tezelor, se prezintă în capitolul 1. Deci, în capitolul 1, noi putem să vedem ce avem. Argumentare și trebuie exproprierii bunurilor, aspecte juridice prin exproprierea bunurilor, aspecte organizaționale și economice prin exproprierea bunurilor imobile pe Republica Moldova. Adică, aici noi nu avem. Sau puțin avem, puțin, foarte puțin, să trag un caz legislativ care la moment este în acțiune în Republica Moldova. În partea analitică, bineînțeles, analiza practicilor naționale și internaționale. La capitolul exproprierii ca documentă a evaluării și ca documentă a relației obiectați cu mâncare și vânzare, a bunurilor imobile. Se dobelită excelent și toate subiectele subcapitolului sunt analizate. Ok. Subiectul 3. Determinarea cuantumului
деструктурировав нормальных проблем вопрос гуманитар. Сурышки с инфлюенцем прочесты скруплели, суверены каз проблемат алгоритм уникалкова квантума. Не снимали квантуму из деструктурировав. Я студили каз, студили каз, шумунты, 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 концепту методологии для обрали, а методологии дыхалку на экскурпе, выяснили. Харийский база, перемирает говорит, умеет за часа. Жизнь, снича, вещи, чем четверда. Мультанту вьезду она готов. Вещь чиста. Мы с вами в дискурс есть речи. Шин финал, нам статус вернулись. Ну и капитул и кадр-регистратив, ну капитул и кадр-регистратив. Ну капитул и кадр-регистратив. Кадр-регистратив есть еще методология национала, где я говорю одну и ноль. Но я говорю, ну и эвиденция, это часто не приедет, а приедет контура. А приедет чем такое. Проты в маймут, через час пусть алкси выполняется кратко. Ну, дальше генетика, ну, есть и концепт. Динка давно концепт, тут мы обрабатываем механизм. Мы не важно, чем будет кабину, три методы. Кабину тут смажно. Методология, он сказал, не три компоны. А с этой концепты, то есть, а с этой методы, да, чем мы можем радикативный инструмент. Если методы лишь инструмент, то будет результат плохой. Ведь он у меня нарушил, чистый, украинский, концепт есть, и даже ему не есть, это надо. Ну, если арункат, мугалай, примар, ардезий. Я придал так партии кончепту, на капитул мы нужны, после 4 фактуры. Но это сын кончепт. Че саванс, либо саванс для симнози. Да, кончепт, и норму сын для экстрима. Ну, сын для связи. Чего купить, где здесь, чего покрачить. Ну, или, шик, не дает сам, чьи, ну, или шкунуть. Без погубления коммуницации венитурной популяции, а частной коммуницации отрицательной лекции. И были нечестные проблемы импортанта, где не бывали, а без погубения. Умирали в Азаре, ори кштига статус, ори первые, уши первые проприетап. Ори кштига проприетап, уши первые, статус, а разом с ними. А чем мы дали, если бы тут принципе шли институт методологии, где я выбрали, а методологии, где характер не китайский методик. Раз если шип, руку в саду, шивай, дряг. Раз если фальши, шинели лазили, ангару не стал, шинели лазили интернациональный, не ноги за грамм, а ты тебя готовы, а ты тебя кулец. Пати не суд, шин не жутикали, да, говорячи, не имена украшена, не за проблема часа, ну, не год дал, ну, губернатор, ну, не база, вещи можно, но если, ну, то, по цели повторяю, Информация статистика, анализатор, но ночи леса. Если сильный митер для физиоэффектата, он разъели вас в теле, ну, мы будем до яндези. Ведь шейча бар. Ведь чего зипу просто? Друга зипу просто, я же как бы одна сфигата, где распыла через месте карикота прела Агентия национальной дичерсетарии, что изболтали на публичном уровне. Экспекция по цунфай. Дар визуме генерал. Теза есть информация. Теза есть фотография. Теза есть информатизатор для жонки.
sunt trimite la sursele respective, bibliografie demografă. Ea este publicată în majoritate, dacă vă spune, în toate piețele, foarte bine și justificată la nivel internațional și publicată cu indicii internaționali de valoare a lucrărilor științifice. Deci, nu pot spune nimic la capitolul acesta. Concluzii sunt pertinente. Lucrarea este originală, lucrarea este actuală, foarte actuală. Pentru o țară săracă, dacă cel țăran care are economie, să dăm încă 2000 mai mult, el este din categoria pauperizată. Din săraci, în categorie cu venituri mediu. Deja se schimbă atitudinea față de toate politicile sale. Deja și țara își câștigă ratingul. Nu ultima în Europa și după sărăcie. Nu ne-am avut niciodată ultima. Acum să fie totul care are. De cea mai săracă și mai corpul țară. Deci, prin această temă și cercetare, noi puneați răzbate multe, multe felicite. Omori în corupție. Gărim veniturile, echitatea socială prin procedura de vânzare cu cărare. Noi asigurăm utilizarea destinat locurilor sau imobililor la destinație specială. Și aceste imobili sunt în mâinile celor care le poate organiza și monitoriza de a da o eficiență statului de creștere. Prin buțări, prin antreprenoria, prin activități sportive, culturale, eu știu, arhitecturale istorice și așa mai departe, monumente, construcția nouă, păstrarea lor, adică nu se poate stabil, calitatea vieții, nu e contestat. Nu se poate demonstra contestat valoarea stenii. Nu. Este foarte originală și merită cea mai înaltă atenție. Dar, da, după cum este expus tematica, după cum este organizată logica gândirii, după cum autoarea a perceput această temă, eu pot să zic că tema și activitatea poate fi tratată la mâna bine. Mulțumesc! Adică este foarte bine, acel cadru activ,
la momentul de trecut la Moldova. Dar, recrutul Moldova, etapa cum ar trebui să avem importantă prima dezvoltare țării. Semnarea Comunii Asocierii cu Uniunea Europeană, renierea la standardele europene, amploarea reconstruirii și construirea drumului noi, care este cerința Uniunii Europene de acție legală în rețeaua Europeană. Derivă acest sunt factori dominanți care actualizează tema, dar mai și un factor național, creșterea calității vieții. Pentru Moldova, această temă este foarte importantă, fiindcă este cea mai săracă țară a lumii. Rău, aș spune, nu am așa. Deci, nu, așa sunt la nimici, ei se sperie și întreabă cum trebuie să îndeleg asta. Deci, ea trebuie să rompere proiectul și, aș spune, păstrarea banilor prin buzunarul proprietarului, face rost creșterea calității vieții oamenilor. Deci este o problemă. Și mai sunt și alte probleme. Deci aș spune și ea despre foarte bine, patru parametri, argumente importante în actualizarea și determinarea licității de elaborare acestei probleme. Doi, problema științifică e rezolvată. Constă în elaborare propunerilor de armonizare a procesului de expropriere. Și anume, concretizarea etatelor procesului de expropriere, proiectarea unei structuri ad hoc pentru gestiunea procesului de expropriere, elaborarea metodologiei de estimare a cuantumului de expropriere în cazul expropriei pentru unitățile publice în condițiile Moldovei. Trei, noutate și originitate de ele științifice. Aprofundarea cercetărilor teoretice și practice privind elaborarea unor evaluare a unor nume, de piețele energetice, identificarea particularității evaluării unor nume în scopul exproprierii și aplicarea conceptelor și principiilor teoriei evaluării în scopul argumentării plantumului prejudicial cauzat de expropierea bună. 4. Semnificarea teoretică. Dezvoltarea teoriei evaluării și a cadrului metodologiei al evaluării bunului nume în funcție de destinație din produsul vieții energetice. Astfel, semnificația teoretică. Valoarea aplicativă constă în elaborarea recomandărilor procedurale și metodologice elaborate pot fi utilizate în cadrul proiectului de unitate publică, care implică expropierea bunurilor imobile în scopul minimizării riscurilor în procesul de implementare a proiectelor, evitarea conflictelor sociale, reducerea termenului de implementare, planificarea justă a cheltuielilor bugetare și excluderea componentei speculative, despre care vorbeam. Rezultatele cercetării au fost prezentate în 8 lucrări științifice, inclusiv 4 prezentate în cadrul conferințelor științifice, una internațională și sportare. 4 articole sunt publicate în reviste de specialitate, toate incluse în indicatorii de evaluare a statutului și reticului internațional. Metodologia de estimare a cuantumului distribuirii este recomandată în calitate de ghid practic pentru elaborarea planificației și a bunurilor imobile membri, ai bunurilor imobile membri cadrii naționale de prezentate, cadrii naționale de imobile de cuantumul ori. Indicațiile metodice privind determinarea cuantumului distribuirii în procesul de expropriere au fost implementate în activitatea societății comerciale imobil. Cred că certificatele acestea sunt. Teza corespunde cerințelor, în ce privește retezele pentru obținerea titlului științific de doctor științei economice. Conținutul tezei corespunde tocmai specialității 521.03 de economie și management în domeniul de activitate. În conformitate cu actele normative în vigoare, Comisia de Doctorat din cadrul Universității Tehnice a Moldovei a decis 1. A evalua calitatea tezei de doctor doamnei Șanana prin acordare calificativului de caracter bine. 2. A conferit doamnei Leșana titlul științific de doctor științei economice la specialitatea 521 de obținere economie și management în domeniul de activitate. 3. A solicitat confirmarea deciziei Comisiei de Doctorat de către Consiliul Științific al UDN și înaintarea tezei și dosarului doamnei Leșana la Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare spre validarea deciziei Comisiei Universității Tehnice. Deci decizia, votul a fost deci, pentru conferirea titlului științific de doctor în științe economice, doamnei Leșana, Comisia de Doctorat a votat în prezența 7 membri. Din număr total, prezența tot 7. Au votat de felul următor. Pro 7, contra 0. Deci,
pentru mai multe lucruri. Pentru că a executat teza în condiții stresante ale familiei, cu trei copii mici, de pe amunii sunt ele, alții sunt mici. Acum, spre formare și pentru studență și efortul depus foarte mare, adică foarte rare ori, ca iată, cercetător sunt, am 7 doctori formați, din care 5 înalți funcționari ai României, susținuți încă 2007, 8, 9, 10, 11. Dar eu prima dată m-am ciocnit cu așa un doctorat, cum de lucrător, de înțelept și de dorință de a face cercetare. Deci, sănătate și multă bani. Și faza acolo. Doamna președinte, asta vreau să spun. Deși eu am făcut prin cuvânt, eu n-am avut atunci întrebări. Mulțumesc, absolutinul pe rând, de felicitări. Așa este. În anul 2018, la noi, la Facultatea Construcției Geodezii și Cadastru, a început ținerea tezelor de doctor. 2019, apoi, datorită, ca să zic așa, pandemiei, a fost o pauză. Dar iată, astăzi, anișoară, eu așa prietenește m-am învățat să-i spun, pentru că o cunosc în calitate și de studentă, și de doctorandă, masterandă, doctorandă, și în calitate de coleg. Anișoara este astăzi un imbolc pentru viitorii doctori din sală care sunt prezenți astăzi. Deși mi-am pregătit un referat de 2 pagini, un referat de apreciere doar pozitive, eu am spun doar atât. Bravo, realizări frumoase în continuare, succese, ai demonstrat pe durata acelor 6 ani de lucru asupra tezei, împreună cu conducătoarea științifică la teza de doctor, că ai putere, ai dorință, poți arăta ceva frumos. În continuare, succese, realizări frumoase și mai mult ca atât, prin coincidență face că astăzi Anișoara este și ziua ei de naștere. Îi spunem la vă spunem încă o dată mulțumim pentru întreg sprijin și așa cum am menționat în sală, mai avem următorii doctori, adică doctorat să susțină teza și noi trebuie să-i încurajăm. Mereu este loc de mai bine. Seria discuțiilor poate continua nu de la ora 2 până la ora 5, dar până la ora 10 sau 12, dar noi am văzut în final rezultate frumoase. Succes, realizări și la mai mult și la mai mare. Mulțumim!